Salut, Gojira, sunt bine ați venit la Recomandările Cinemagia. Asta e locul unde o să vorbim despre ce seriale ați putea să vedeți pe serviciile de streaming sau ce filme apar noi pe cinema. Și nu, nu o să vorbim despre Viermele din încăpere, deși m-a spart de un 2. Unul dintre serialele care m-a lovit din plin este Shogun, iar acum un an de zile eu personal, deși sunt baf în zona asta, nu știam aproape nimic despre serialul ăsta și exact cum vă spuneam mai devreme, m-a lovit din plin, căci este absolut senzațional. E genul de serial la care se văd banii din producție, arată extraordinar de bine. Ba chiar Zaya Fett, a făcut un material în care explică cât de mare este acuratețea istorică din serialul Shogun. La Shogun avem problema următoare. Materialul sursă este o carte care a fost extrem de celebră la vremea ei, nu știu dacă știți, dar după anii 90 nu exista casă în care să nu existe capodopera lui James Clavell. O să tot am probleme cu pronunția. Toată lumea citea Shogun. Toată lumea știe și ecranizarea din anii 80 cu Richard Chamberlain, care e un pic dodgy și șchiopătează, dat fiind că e axată mai mult pe povestea de dragoste din Shogun. Iar în cartea asta, cât și în serial, mă bucur, este vorba despre mult mai mult. Serialul arată incredibil, cast-ul este senzațional. Ce îmi place foarte mult este că personajele joacă în limba care ar trebui atribuită personajelor din carte, cât și din serial. Este senzațional, am văzut primele două episoade, I'm totally hooked. Cel mai bun serial din ultima vreme, trebuie să recunosc, este Shogun și se poate vedea pe Disney+. Avem încă un serial care are un material sursă extrem de iconic și vorbim de The Last Airbender. Avatar, The Last Airbender. Seria animată este absolut legendară, a fost o idee de ecranizare care a ieșuat lamentabil undeva prin 2010, făcută de iconicul legendarul regizor, cel puțin la vremea M. Night Shyamalan, băiatul care a făcut Sixth Sense și Unbreakable și Signs și The Village și alte filme care mi-au plăcut foarte mult. Deși multă vreme el a fost sub zona de one trick pony, în sensul în care făcea niște filme cu un build-up foarte mare și finalul cădea ca un satâr și te lovea. În schimb, serialul de pe Netflix, wow, m-a surprins. Unu, arată extraordinar de bine, bătăile sunt senzaționale. Întrebarea la finalul zilei este dacă puteți să vă uitați la The Last Airbender dacă n-ați văzut seria animată. Bineînțeles că da. Stă în picioare serialul The Last Airbender, live action-ul. Dacă nu știți tot folclorul care a fost dezvoltat în seria animată, da. Este un serial rău absolut deloc. Este un serial de care vă puteți bucura dacă dați click pe el cu inima ușoară. The Last Airbender se poate vedea, exact cum spuneam, pe Netflix. Halo! Wow! Sky Showtime a aruncat al doilea sezon din Halo. Este absolut senzațional sezonul 2. Povestea lui Master Chief continuă. Halo este un joc care a fost absolut legendar. A fost motivul pentru care mi-am luat eu la începutul anilor 2000 Xbox-ul, pe care încă l-am. Se poate vedea în setul de la aproximativ discuții. Este complet funcțional și da, are pe el instalat primul Halo. Jocul a fost absolut legendar și bineînțeles că fanii hardcore Halo s-au bucurat foarte tare când au auzit că o să vedem saga personajului principal din Halo, adică Master Chief. Primul sezon șchiopătează un pic, dar al doilea sezon este absolut senzațional. S-a schimbat tot creative staff-ul, cum se spune, și povestea este mult mai legată, mult mai tight. E ca un arc foarte bine întins. Acțiunea e acțiune, relația dintre personaje. E un switch binevenit și sezonul 2 de la Halo, spre deosebire de sezonul 1, livrează mult, mult mai bine. Vreți să vedeți un serial de acțiune science fiction făcut ca la carte? Halo este răspunsul, exact cum spuneam, se poate vedea pe Sky Showtime. Și acum am ajuns la un serial, de fapt o miniserie de 6 episoade, care e an acquired taste, cum se zice, adică ori o să vă placă foarte mult, ori deloc. Eu am ales să-mi placă. Mă interesează tot ce face Nicole Kidman. Și nu e o remarcă de asta așa
fetișistă, ci pur și simplu mi se pare că Nicole Kidman este unul dintre actorii A-list care a înțeles puterea serialului de televiziune bine făcut. Și fix asta este și The Expats, care vine de la regizoarea Lulu Wang, care m-a rupt cu un film acum câțiva ani, care se numește The Farewell. Foarte mult mi-a plăcut filmul, am zis că o să fiu interesat de tot ce face doamna asta și a făcut această miniserie. Subtextul serialului ăsta este, bineînțeles, diferența culturală, căci situația este următoarea. Avem o familie extrem de înstărită, vestică, care se mută în Hong Kong și le dispare fiul, pur și simplu. Mama este interpretată absolut magistral de Nicole Kidman. Exact cum vă spuneam. E un slow burner, e un build-up destul de mare, doar că atunci când vin concluziile, vin ca un ciocan și asta îmi place foarte mult. E genul de serial care te gratifică, te mulțumește dacă ai un picuț răbdare cu el ca să înțelegi tot setup-ul ăsta, uman, social, exact cum spuneam, underline-ul îl constituie diferențele culturale. Băi, e foarte tare, din punctul meu de vedere, e printre cele mai bune drame de familie pe care le-am văzut în ultima vreme. Dar, exact cum spuneam, este an acquired taste. Dacă vreți să vedeți un serial cu o cinematografie realistă extrem de bine făcută și cu un joc actoricesc extrem de solid, mai ales din partea Nicole Kidman, The Expats este răspunsul și se poate vedea pe Amazon Prime. Vreau să vă spun despre filmul care mi-a plăcut cel mai mult și pe care l-am văzut deja de două ori. Bineînțeles, vorbim de partea a doua din Dune. Eu sunt un foarte mare fan al universului creat de Frank Herbert. În cărțile Dune le știu aproape pe de rost și a apărut mult așteptata partea a doua din Dune, care este absolut senzațional. Arată foarte, foarte bine. Jocul actoricesc este incredibil. Povestea este foarte, foarte bună. Muzica este absolut senzațională, l-am văzut atât la IMAX cât și într-o sală cu Dolby și mi-a plăcut foarte mult și sound design-ul și muzica. Nu vreau să spun mai multe pentru că o să spoiluiesc. Regizorul a ales să facă cumva o fandare laterală comparativ cu materialul sursă, în sensul în care povestea din film nu respectă, mai ales spre sfârșit, în tocmai cartea, dar nu contravine esenței cărții absolut deloc. Este drumul pe care Muad'Dib îl face de la simplu soldat la profet. Băi, e senzațional, e printre cele mai bune filme religioase pe care le-am văzut. E o foarte fericită îngemânare între Apocalypse Now, Lawrence of Arabia și The Last Temptation of Christ. Știu, am dat trei filme care aparent n-au nicio legătură, dar uite că au și legătura dintre ele, așa, foarte aluziv, este Dune 2. Băi, recomand din suflet Dune 2, îmi place foarte mult. Dacă vreți un review mult mai pe larg al lui Dune 2, lăsați în comentarii și cred că putem să facem și asta. Bun! Tot timpul am fost avocatul experiențelor colective și a mersului la cinema și mă distrează foarte tare și îmi place foarte mult faptul că cinematografia românească nu se lasă și vrea să scoată oameni din casă și avem un nou film românesc venit de niciunde, se numește 2020 și underline-ul aici este din nou diferențele culturale. Mai exact, avem două personaje care suferă de sindromul Răducioiu, nu știu dacă mai știți. Mă rog, ăștia mici nu știu, dar pe vremuri undeva prin anii 90, Răducioiu, după ce s-a dus ca să-și negocieze niște contracte în Italia, s-a întors doar după o săptămână, ăsta e un foarte mare fotbalist, apropo, din generația de aur. S-a întors în țară și a început să vorbească doar după o săptămână românește cu un accent italian și a fost foarte funny. A fost un viral de pe vremea când nu exista ideea de viral și nici internet. Și ne-a distrat pe toți. E, cam așa sunt și cele două personaje din filmul ăsta, care duc diverse activități, mai mult sau mai puțin legale, în Italia. Și pentru că în Italia izbucnește COVID, ei vin în satul natal ca să se ascundă de COVID. Și aici ne lovim odată de diferențele culturale, de complexul omului care a văzut și alte părți ale lumii și vine foarte condescendent în satul natal și începe să predice despre cât de mare este lumea și cât de interesantă și cât de îngustă este viziunea asupra lumii a celor care au rămas în satul natal și tot așa. E o comedie, da. E o comedie extrem de zgomotoasă și asta zic că nu știu dacă e de bine sau e de rău, cred că e mai mult de bine. Îmi place muzica foarte mult, se vede că muzica nu e făcută de un român, deși are foarte clar infuzii folclorice autohtone.
E foarte acid house, acid techno, terror dom și cu elemente de folclor românesc. Asta mi-a plăcut foarte mult. Se râde. La avantpremiera de la Paris, căci filmul 2020 a avut avantpremiera la Paris, s-a râs în continuu în sală și s-a râs în hohote. 2020, de fapt 2020, wow, 2020 e titlul corect, se poate vedea în cinema. Apropo, biletele se pot cumpăra de pe aplicația Cinemagia sau de pe cinemagia.ro de pe 15 martie și da, e genul ăla de film la care o m-aș duce cu prietenii. E genul ăla de film la care, exact cum spuneam, experiența colectivă și bucuria de a merge cu prieteni la cinema e împlinită totalmente. Cam astea au fost recomandările Cinemagia. Până data viitoare, ochii pe ecrane, mari sau mici. Gata, domnule, suntem în rec. Bobby Bărbăcioiu. Bărbăcioru. Bărbăcioru, băi, scuze. Știu, nu, e... Puceți numele. Stând și făcând research, tu ești regizorul filmului care se lansează acum pe 15 martie, 2020. Stând și făcând un pic de research, mi-am dat seama că am văzut un film pe care tu l-ai produs. Hotel of the Damned. Și l-am și regizat. L-ai și regizat. Și ăla este genul de horror care mie îmi place foarte mult. E genul de horror de categorie B. Și acum te întreb, care e challenge-ul, neapărat challenge-ul, și care sunt libertățile atunci când știi foarte clar? Pare a fi genul de regizor, corectează-mă dacă greșesc, care își asumă pe deplin proiectele în care se implică. Corect. Regizoral. Care sunt libertățile și care sunt limitările unui film horror de categorie B? Probabil bugetul ca limitare. Ceea ce nu-i neapărat limitare, pentru că printre cele mai interesante filme horror pe care le-am văzut de mulți ani încoace sunt unele de categorie B. Neavând buget, au trebuit să facă, știi, high concept horror de ăla. Și atunci, care sunt libertățile pe care le ai tu ca regizor când faci un film horror de categorie B? Asumat. Asumat. Foarte important. Da, nu știu să zic acum libertățile. Chiar nu știu să... Ce ți-a plăcut la Hotel of the Damned, ție ca regizor? Experiența în sine, în primul și în primul rând, era... Inputul subiectiv mă interesează, nu ăla obiectiv. Da, doream să scot primul film, nu am fost, n-am avut nicio... La debut. Da, debut, adică n-am avut nicio chestie cu scenariul încât să zic că m-a dat pe spate sau că am simțit ceva, am simțit-o ca pe o misiune sau nimic de genul ăsta. Pur și simplu voiam să-mi fac debutul. Ăla a fost un scenariu care a ajuns la mine primul. Am căutat un scenariu la momentul respectiv, ca, constrâns fiind de buget, să poată fi filmat într-o singură locație, să fie mai ieftin, și de acolo filmul. Unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată, The Thing, al lui John Carpenter, este Single Location. Păi da. Asta... Halloween, la fel. Da. Care a fost, na, e mare trendsetter. Bine, o singură locație, dar din păcate mie nu mi-a ieșit, la filmul ăla am filmat 32 de zile. Adică, da, față de 2020 la care am filmat 18 zile. Asta voiam să te întreb. Cât au fost filmările la 2020? 18 zile de filmare. Cum s-a ajuns la 2020? De la un scurtmetraj remisivir care l-am făcut în pandemie, frustrat fiind la momentul respectiv de toate informațiile contradictorii care veneau în fiecare zi, se schimbau. Am făcut un scurtmetraj care a avut succes în festival, în special în Statele Unite, dar nu numai. Și de acolo a venit oarecum natural lungmetrajul. Roxandra mi-a propus în repetate rânduri să facem lungmetrajul. Roxandra fiind producătoarea. Producătoarea, da. Să facem lungmetrajul ăsta, dar în fine, până la urmă am acceptat. Nu, simțeam că am spus povestea în scurtmetraj, probabil și subiectul fiind atât de mare, adică fiind vorba de pandemie, poate mă speria, nu știu, habar n-am. Poate era și succesul scurtmetrajului care apăsa din spate, adică, bă, dacă ai făcut scurtmetrajul ăla și a fost de succes, și lungmetrajul ar trebui să iasă cel puțin la fel de bine. În fine, în cele din urmă am acceptat să-l fac, l-am filmat și... Acum intră pe cinema, că da, asta, da, asta e marea șmecherie. Da, da. A câta oară te bucuri de propriul film văzut pe ecran mare? Pentru prima oară. Ok, eu zic de ce m-a interesat 2020. Dincolo de inputul meu subiectiv.
Am văzut că a fost o avantpremieră la Paris la care s-a râs și avantpremiera a fost un succes și am zis, băi, stai un pic, avem un film românesc în limba română care are avantpremieră la Paris și feedback-ul în urma avantpremierei legat de evenimentul în sine și de reacția publicului la film a fost un foarte bun, zic, stai un pic, sunt direct interesat, pentru că filmul ăsta pare că e venit de niciunde. În principiu cam știm producătorii de film românesc, știm care sunt facțiunile, știm care e direcția fiecăruia. Și ăsta e venit de niciunde, adică eu până acum o lună nu știam de 20-20. Și de asta am fost interesat. Pentru ce tip de public? Dacă ar fi să te întreb pe tine ca regizor, știu că e ultima ta grijă ca regizor, dar dacă ar fi să faci profilul psihologic general al omului care s-ar uita la filmul ăsta și i-ar plăcea, cum ar arăta spectatorul perfect pentru filmul ăsta? Nu știu, știu doar că fiecare tren are călătorul lui, îmi doresc să-și găsească publicul filmul ăsta. El reprezintă doar un alt unghi a ceea ce am trăit cu toții în perioada aia, în anul 2020. Personal vorbind, dacă mă uit în spate, totul e în ceață, nimic nu avea sens, nimic nu avea logică, nu avea nimic, ceea ce din punctul meu de vedere, exact ăsta este filmul. Genul filmului este? O tragicomedie, comedie neagră, cu accente burlești. Deci, okay. Despre pandemie. Despre pandemie, da, despre pandemie. Ăsta este subiectul mare, adică nu am ales să fac un film despre băiatul are fata, băiatul pierde fata, băiatul recâștigă fata, am ales să fac ceva prin care am trăit cu absolut toții nu de multă vreme, în 2020, și am zis că e subiectul mare și dacă am să cad, am să cad de sus, exact cum trebuie. Și atunci se pune întrebarea, știi cum e, cum se întreabă în englezește, is it too soon? Adică a trecut prea puțin timp de la pandemie nu ca cred. Să începem să râdem de pandemie? Nu cred, nu cred. Când am făcut scurtmetrajul, am fost selecționat la Santa Barbara International Film Festival, iar acolo unul din critici a spus că este funny, este bun, dar e prea devreme. Era prea devreme atunci. Când am filmat în 2022 proiectul, prieteni îmi spuneau scoate-l cât mai repede că nu îi mai pasă nimănui după. Ei bine, nu l-am scos repede, îl scoatem abia acum, în 2024. Eu cred că interesează, adică, nu știu, prezintă un alt unghi. Un alt unghi, adică, poate, până la un punct, pentru mine, Max și Gelu, personajele astea pot fi oriunde pe planeta Pământ. Oriunde. Și de la un punct, filmul ia total razna, din punctul meu de vedere, exact cum am simțit eu că a fost pentru mine anul 2020. Unde nu mai era, adică na, nu știu, în fiecare zi se schimbau, în fiecare zi informațiile și toate, frica de a te îmbolnăvi, nu? Era lupta de supraviețuire până la urmă. Încercam să rămânem în viață cu toții. Și faptul că foarte corect se punctează în film, creșterea consumului de alcool. Da. Pandemie. Adică știu oameni care au căzut în patima alcoolismului. În da, clar, clar. Adică unghiul din care prezint eu și comedia asta neagră a apărut, n-am inventat-o eu, a apărut chiar din zilele pandemiei, când fiecare își făcea acasă pe TikTok filmulețe, unul alerga în jurul mesii 18 km în sufragerie, altul își punea ulei pe jos în bucătărie și zicea că e la sală patina să facă mișcare și, adică, nu știu, asta cred că este în noi, în toți. Chestia asta de comedie, de a face haz de necaz, dacă vrei. Mie mi-a fost foarte frică să postez pe timpul pandemiei. Da? Din simplu motiv că, da, am văzut capcana căstului impenibil și m-am abținut. Ah, okay. Am zis, ok, sunt foarte confuz. Niciodată nu postezi în momente de maximă confuzie. Din nefericire, sau din fericire că a ieșit filmul ăsta, personajele principale, nu numai că ei n-au postat, dar noi vedem ce ar fi putut posta dacă ar fi postat. De fapt, despre asta e vorba. Dacă Max și Gelu ar fi avut TikTok, da, probabil filmul ăsta este o înșiruire de lucruri pe care le-ar fi postat pe TikTok-ul lor. Da, ei își fac două selfie-uri la un moment dat și alea sunt autofocus, la fel cum e restul filmului, de fapt. Și la fel cum am fost noi. Păi da, eu despre asta spun. Pentru mine,
Adică filmul ăsta, vorbind doar pentru mine, exact ce am trăit eu. Dacă mă uit în spate, așa. Când a regizat filmul, a avut în minte o audiență exclusiv românească sau faptul că se poate trimite și la Nu, a fost întotdeauna la orice proiect să-mi placă mie. Dacă îmi place mie, gata, e suficient. Probabil vor mai fi și alții. Deci n-ai avut în cap o să fac un film la care o să uite cu precădere român. Nu. Dacă ar fi acel lucru, acel cârlig pe care l-ai folosit, deși ești regizor, ca marketing, știu, facem exercițiu de imaginație acum. Băi, veniți să vedeți 20-20 pentru că, din partea regizorului. Prezintă un alt unghi. Despre asta e vorba. Un unghi mai funny, mai absurd. Este un film absurd până la urmă. Adică e absurd. L-ai văzut. Cred că... Ești regizor. Toată viața te-ai ocupat cu comunicarea vizuală, cu spusul vizual a unor povești. Adică, dacă nu era comedie 20-20, că de fapt asta e întrebarea, ce ar fi putut să fie? Păi nu, e o tragicomedie, asta spun. Adică nu e, doar prezintă un alt unghi. Despre asta spuneam și mai devreme. Nu e o comedie. Filmul ăsta nu e o comedie. E mai degrabă o comedie neagră, care e diferită de o comedie. E o tragicomedie. E altceva, nu știu, e altceva decât o comedie normală, clasică. Bun, foarte scurt, foarte punchy, exact cum ziceam, foarte cu liniuță de la capăt, Bobby Bărbăcioru. Bărbăcioru, da. Doamne, mulțumesc că mi-ai ieșit pronunția. Sper să nu fie primul film despre care vorbim. Te mai aștept la Cinemagia. 2020 intră de pe 15 martie în cinemauri. E genul de film la care eu m-aș duce, eu recunosc, l-am văzut. Dacă ar fi să-l văd la cinema, să revăd la cinema numai cu prietenii. E genul ăla de film în care trebuie să te duci cu prietenii. Da. Pentru că fix despre asta e vorba. De acord. Este... Dacă alături de prieteni am trecut prin pandemie, alături de prieteni mergi și la un film despre pandemie. Da, da. Mersi mult că ai venit. Mersi eu. Mersi mult. 20. Doamne ajută, mulțumesc. Te salut. Bine ați venit la Cinemagia, podcastul despre filme pe care le postuiesc aici. Nu uitați de like și subscribe. Și o să încep povestindu-i domnului Tony Grecu cum Jean-Claude Van Damme a refuzat să joace. Prezintă oamenii. Imediat. Jean-Claude Van Damme a refuzat să joace în Predator. Pentru că el trebuia să fie predatorul și a zis că el nu poartă costum, că trebuie să-i se vadă față. Numai asta. A mai fost încă o chestie. Era prea mic de înălțime. Că și asta, asta se poate trișa. Nu, asta a fost primul. Mari actori sunt mici de înălțime. Absolut. Ca să fiu foarte clar. Tom Cruise e mai mic decât mine. Serios? Ai venit de tine? Tom Cruise are clauză în contract, cum a zis domnul Tony Grecu, să nu alerge pe lângă alții. Domnul Tony? Imediat rezolvăm. E un domn pe aici. Are clauză în contract să nu alerge nimeni altcineva în filme de acțiune pe lângă el, ca să nu se vadă cât e de scund. Știi că era un meme de la cu Tom Cruise, running in movies since 1982, știi? El în fiecare film are o scenă care fuge foarte tare. Alături de noi, predicții de Oscar, Mares de la Încă Ceva, unul dintre vlogării cât se poate de legitim. Legitim. Da, mă, legitim. Ai zis că nu-ți plac cuvintele astea pe la jumate oprite? Nu, ăsta e un neologism proaspăt. E un anglicism, am înțeles. E regulă. Americanism. Doamna Irina Margareta Nistor n-are nevoie de nicio prezentare, că nici domnul Tony Grecu, care... Nu știu. Eu vreau să fac o subliniere. Mă aflu aici în calitate de spectator, nu de specialist. Adică, dacă vorbim despre filme, vă rog să nu mă... implicați în discuții foarte sofisticate, pentru că nu... filmele sunt făcute pentru spectatori. Eu sunt spectator. Și eu sunt cinefil adevărat. Am făcut limbi străine, n-am făcut. Exact. Da. Domnul Tony, noastră sunteți unul dintre cei mai mari cinefili pe care știu. Ei, adică... da, lasă, nu, nici chiar așa, te rog. Nu, știți care ora exact. Nu, lasă, ce vrei să-ți dau? Vrei o bere? Ți-o dau după ce terminăm filmarea. De cei pe care-i cunoaște, nu e neapărat că ce mai mare. Nu, îmi place să merg la film, dar nu sunt atât de ahtiat după cinema încât să dorm în sala de cinema. Uneori adorm, e adevărat, sunt anumite filme
dacă e să fiu rău, aș zice unele filme românești. La ce film ați adormit ultima dată? Ultimul film la care ați adormit, domnul Tony? Băi, nu vreau să... La, te rog. La, nu, nu, hai, nu, lasă. Nu faceți și mie să am dau aici. Băi, așa, știi? Băi, nu, repet, nu vreau... începe cu F, se termină cu Ar. Și... Și atât. Și atât. Da? Ok. Hai că s-au way, prins, e ca la, ca la spânzuratul, știi? Doamna, doamna Nisel o găsi și pe YouTube, are așa, un, așa, o emisiune care se numește Vocea Filmelor. În cazul în care vreți să vedeți ce mai face, unde mai face și mai departe, check it out. Nu o să vă pierdă. Îți mulțumești. Mare drag. Adică a fost așa. Da, așa e, e ok. În cazul în care nu știam de el, pentru că nu știu să caut pe Facebook. Nu, știi, asta, apropo de chestia asta cu dormitul la film, hai să începem așa cu o întrebare omenească. La ce film ați adormit din lista asta de 10 filme propuse pentru Oscar? Oppenheimer. Nu, l-am văzut de 2 ori, n-aș putea să adorm. L-am văzut de 3 ori, prima dată am adormit. Nu, aș fi vrut să adorm la maestru, deci ca să nu mai văd ce nu mi-a plăcut. Eu încă n-am văzut așa, n-am văzut Poor Things și n-am văzut... Eu am avut o problemă cu Past Life pentru că am încercat, l-am pornit de 2 ori, de 3 ori l-am pornit și m-am oprit înainte de jumătate pentru că e atât de lent. N-am adormit, nu am adormit, doar că l-am abandonat. Dar știi că există o variantă, apare pe de înainte, să știi. Știu, dar nu, nu am, m-am chinuit. Încă îl am în agenda, vreau să-l văd. Eu zic să-l vezi direct în Coreea. Da, cred spune, că. Da, n-aia de sud, dacă da, 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 că n-aia de nord. Este că... Voi l-ați văzut? L-ați văzut? Da, da, și mi-a plăcut. Da? Nu foarte plăcut, mult, da. Aici, da. Deci un motiv deci, în nu plus atât, că... Nu, nu atât de mult, uite, sunt dar două că, opinii divergente. Cred că, din nou, ce-am, în fine, da, nu mai intrăm în coate. Avea lor răutate. Sunteți căsătorit, nu? Da. Aveți și copii? Da. De-aia. Chiar asta e. Crede-mă că e foarte... E pur și simplu, eu încerc să le explic oamenilor chestia asta. Sunt două, și nu, nu e cu direcție. Lumea se împarte, de fapt, în două categorii. Oamenii cu copii și oamenii fără copii. Oamenii cu copii au o viață complet diferită față de oamenii mă, fără copii. Mă, ăsta e minoritatea absolută, că numai ăsta are copii. Ești tu? Da. Ah, ok, doi este. Da. Doi la doi, bine. Și atunci, asta e ce, ce vezi în filmul ăsta, este o odă adusă de către oamenii fără copii, către ei. Și o discuție către ei. Da, sindromul Peter Pan. Și atunci oamenii se uită la treaba asta și e normal să relaționeze cu ea. Dar când ești în cealaltă tabără, cum ar veni, te uiți la ea și spui, bă... Bă, eu cred că am văzut alt film, bă, te-i zice, să măi, dacă am înțeles așa ceva din filmul ăsta, știi că se întâmplă foarte des. Chestia. Dar e printre cele mai bune filme din listă. Da. Past Lives, da. Da. Dar... Okay. Aștept să-l văd până la capăt și să trag și eu concluzia mea. Deocamdată n-am hai, putut. Uite, da, e cu multă Sfântul iubire, așa e. Valentin, da, da, știu, de care știu, vrei tu, mai da, bine de 1 martie, da, nu să-l vezi. Da. Să punem întrebarea de fond, care s-a tot rulat așa da, de vreo 10 ani. Mai sunt relevante Oscarurile pentru valoarea intrinsecă a unui film? Stai puțin. Sau okay, pentru valoarea cinematografiei în sine ca formă de artă? Cât de relevante mai sunt Oscarurile în 2024? Vom pe rând, răspunde primul? Păi da, hai, da, eu, din partea stângă. Sunt două chestii. Ele sunt relevante pentru toți cei implicați. Deci la nivel de actor, a spus chiar zile trecute, a spus cineva chestia asta. Ești actor și spui că nu-ți pasă de Oscar, minți. Nu e adevărat, îți pasă. Dacă ești, dacă lucrezi în industrie, production design, music, orice ar fi, orice e laterală, e important pentru tine să câștigi Oscarul. Laterală, mamă! Dar, problema este... Dacă e mai important pentru noi, pentru industrie, 100%, în continuu, eu cred că e în continuare cel mai important eveniment al industriei. Încă reușești să atragă cea mai mult, este al industriei, despre asta e vorba. Îți spun o întrebare. Da. Ai simțit nevoia să revezi Crush, ăla din 2004, care a luat cel mai bun film, nu, sau Moonlight? Nu, dar asta e altă discuție acum. Da. Deci, apropo de cât de relevant sunt Oscarurile. Da, dar să, dacă vrei să luăm contextul economico-politic al ultimilor 10 ani cu ridicarea stângii și așa mai departe în America și felul în care a influențat ea entertainment, asta e altă discuție. Și dacă ea a culminat în 2023 cu războiul din Gaza, Israel, separarea ideologiei, e altă poveste aia, știi? În momentul de față, ce știm? Este așa. Filmul, eu am făcut că discuția s-a avut la mea cu Sucre. Ideea e așa. Am ajuns la punctul în care filmul de Oscar a trecut de la cel mai mare film al anului. Era, cândva era cel mai mare film al anului. Și asta însemna mare, nu însemna doar că e lung. Era the biggest, most, cel mai multe cheltuieli, actori, era nebunia aia.
Și am ajuns la, dar care e cel mai mic film al anului acum? Care e cel mai mic și mai greu așa? Și unde suferă aia? Știi? Ce mai românesc film al anului? Harenclo. Da, dar totuși că uite că nu. Și acum începe, eu cred că suntem în, iau vorba aia, the pendulum swings back, noi avem roata se întoarce, știi? Și cred că încet, încet ne îndreptăm din nou spre cealaltă zonă. Holdover se un semn. Și holdover se un semn, dar vedem și la box office-ul american, dacă ne uităm, vedem că filmele care devin profitabile sunt filmele mai mici, mai simple, care nu mai chinuie să te tragă de urechi, hai domnule să te învăț eu ceva, hai să... Adică și acum ăsta, ultimul, acum e Beekeeper, ăsta lui Statham, care nu ar fi noi să... Dar merge foarte bine, își face banii, e ce trebuie. Ați văzut Beekeeper? Eu l-am văzut. Da. Este extrem de entertaining. Nu l-am văzut. E foarte bun și eu vreau un setup pe aici să facă ordine. Nu IMGB face ordine, ăla cred că ar trebui să facă ordine pe aici. Dar, și e și fermecător. E mai bun decât un James Bond. Așa, ne întoarcem la aceeași întrebare. Dacă iei toată lista de la începuturile ei până acum, sunt multe filme de care habar nu mai avem, nici măcar ăștia care suntem sau mă rog, mai iubitori decât ei lați, da. Să zicem. Așa. Că asta de meserie nu sună bine. Pe de altă parte, recent Green Book, care a luat și care avea toate datele alea ca să ia, fără să fie încă povestea aia că nu intri în competiție dacă nu îndeplinești niște criterii, l-aș revedea oricând. Ca de altfel discursul regelui, pe care l-aș revedea oricând. Mie ăla mi s-a părut foarte mult supraestimat. Da, mă rog, așa, da. E foarte tânăr, să știți. Nu vă spun câți ani are, dar e îngrozitor de tânăr. Așa, și o să-i mai treacă cu timpul, o să zică, băi, a fost la mine în emisiune acum 100 de ani. Băi, și ziceam că acum am înțeles de ce a zis așa. Bun, trecem peste. Pe de altă parte, de ce spun? Sunt și filme de care nu le mai știe nimeni, nu vorba ta, Moonlight-ul ăla, așa, mă rog, m-am străduit să-l văd. A fost ceva mai bun decât m-am așteptat, dar nu cât să fie așa, deci întotdeauna există și chestia ta. Pe La de La altă Land, parte, mai da, a, așa. Pe de altă parte, pentru ei sigur contează cum bine ai spus, ca peste tot vorba aia, inclusiv ca la gopurile noastre, unde și aici s-o oftică, o chestie și la Cezaruri și la BAFTA și la tot ce vrei. Orice tagmă are un premiu. Așa, exact, așa, și sigur că strugurii sunt acri, dar nu vor recunoaște niciodată, că vorba aia, așa. Pe de altă parte, ce mă amuză pe mine în fiecare an, și chiar am vrut să-mi fac la un moment dat o lucrare de doctorat pe subiectul ăsta, e să iei filmele astea și să vezi subiectele lor și să vezi cât de bine se împletesc cu tot ce s-a întâmplat în anul respectiv și cât de mult seamănă. E inclusiv precedentul corean, care știm bine că a luat un Oscar și după aia a deschis o ușă, bineînțeles. Pandemia. Deci după titlu era suficient, ne dăm seama ce ne așteaptă. Deci se poate ghici din asta fie ce a fost, fie ce urmează. Deci cred că asta, pe de altă parte, e fascinant. Să-i vezi cum știu să zâmbească, așa, aproape să nu-ți dai seama cine se oftică și cine nu. Cu condiția să aibă grijă ce vorbesc, pentru că ca și cum n-ar fi filmați în viața lor, știi, din când ați văzut povestea recentă cu Taylor Swift, care nu s-a prins că cineva a înregistrat, păi da, unde lucrezi, mă, la Prozar, până și aia, cred că știu că le-a mai luat cineva un interviu pe lumea asta. Dar altfel e o seară, așa, e o seară nemaipomenită. Eu de-abia aștept de ani și ani de zile și sunt fericită că pot să o văd în direct de câțiva ani încoace. Dei. Domnul Toți. Zi. Ia zi. Nu cred că se mai poate face ceva pe lumea asta fără politică. A bătruns peste tot ideologia. Suntem într-un război ideologic, cel puțin în America, în Occident, de fapt. Într-un război ideologic în cel mai adevărat sens al cuvântului. Anul 2024, mai tare decât oricare an de dinainte, este un an în care se ciocnesc cele două blocuri politice, stânga cu dreapta, da? În America cel puțin, este, și în Europa. Este anul în care se votează cel mai mult în întreaga lume, 54% în populația. Este anul în care se va hotărâ mersul lumii pentru niște ani buni de acum încolo, probabil, pentru că un Trump care ar reveni în America ar bulversa cu totul societatea americană și nu numai, ar bulversa cu totul lumea. Numai departe de seară, mă uitam la televizor, era o burtieră în care Trump transmitea colegilor din Congres, nu votați fonduri pentru Ucraina, nu fiți proști. Deci,
lucrurile sunt într-o evoluție atât de brutală și n-are cum să nu fie reflectată evoluția asta și în cultura, cinema. Da. Se spune că cultura este în amonte de politică. Adică cultura este cea care încet, încet va, dacă ar fi un râu, aici se stabilește ce se va întâmpla, mai jos sunt de râu, cum ar veni. Uite, mă gândeam la Oscarul de anul trecut, la Everything Everywhere, și mă gândeam ce a fost ideologic în filmul ăla. Nu, n-a fost ceva foarte activistic, dar totuși am avut niște elemente foarte bine. În primul rând că e vorba de asiatici. În primul rând. Da. Și nu era Asia Argento, da. Și cu toate astea, uite, anul trecut Oscarul a mers la un film foarte ieșit din norme. Filmul ăla nu e un film obișnuit, nu este o lucrare cinematografică, nu știu cum să-i spun. Nu e un film, e altfel decât film. E într-o gramatică vizuală total diferită, e considerat ca și film. Și povestea este altfel. Na. Asta cu multiversul, cu existența multiplă în paralelă. Bun, eu avem și pe aici, prin lista de anul ăsta, sunt niște... Da, mai puțin. Nu? Au mai lăsat-o. Anul ăsta sunt mai mulți care au ieșit puțin din rând. Adică n-am terminat ideea, o închei și mergem. Înainte. Numai, atât vreau să spun, nu mai putem... m-am săturat. Ăsta este cuvântul. M-am săturat de intenția unora de a-mi spăla creierul. Nu mai vreau să mi-l spele, mi-l spăl singur dacă am eu chef. Nu vreau să văd prin toate canalele tot felul de mesaje de cum să fiu cu ăla, cum să mă compor cu ăla, cum să-l înțeleg pe ăla, cât de divers. Băi, eu sunt un om fundamental bun. Nu sunt nici războinic, nici... Da. Și-a arătat spre mine, fii atent. Adică așa creți-l puțin. Așa creți-l puțin. Nu că mi-au murit lăudători. Dar, această explozie de mesaje în care sunt învățat cum să nu ofensez, cum să protejez, cum să fiu empatic, cum să fiu... Îmi ridic un mare semn de întrebare. De ce trebuie să fiu educat în continuu în sensul ăsta? Știu că e bine, știu că trebuie să fim așa, dar dacă ar exista o manieră mai puțin puternică, amplificată și aproape invazivă, care te domină și te copleșește și te strivește și la un moment dat zici, băi, cu ce e filmul ăsta? Aoleu, stai puțin, că iar e feminist. Păi eu nu vreau... Da. Dar poate e un film bun. Și poate e un film bun. Păi așa a fost ăla pe care ziceam, exact așa în eu simt nu zic că aoleu, Green Book, exact. Și era genial din toate puterile. Exact. Nu spun că filmele care au mesaj ideologic sunt neapărat proaste. Doamne, ferește! Ăsta e motivul pentru care m-am certat cu mulți prieteni să uite la Little Women la vremea lui. Când știi și cartea, mie mi-a plăcut foarte mult filmul ăla. Aoleu, câte variante are ăla, enorm. Hai să vedem, care este cel mai ideologic film din lista de 10 de anul ăsta? Oppenheimer, zic. Oppenheimer e ideologic. Nu, Barbie. Dar Barbie nu e... E politic, Oppenheimer. Barbie e feministă. Hai să mai vedem, că sunt, fiecare are câte ceva. Da, are fiecare. American Fiction. Noi n-am American văzut. Fiction. Eu cred că American Fiction este... Nu l-am văzut, doar am citit. Am citit un pic despre el. Nu putem să comentăm acum, l-am văzut, nu știm. Dar Barbie probabil e cel mai on the nose, cum spun ăștia. E cel mai... Dar până un alt, apropo de ce spuneai tu, că sunt văzute filmele mai în care se bagă mai puțin bani și așa, Barbie a fost cel mai văzut și în România și în America. Păi da, aici a fost... Adică cu plătitori vorbesc. A fost un bait and switch aici. Adică bait and switch înseamnă că te-am atras la ciocolată și apoi ți-am dat un suc. La Barbie, toată lumea, la început, eu în discuția recent a fost cine vrea să vadă Barbie un film cu păpuși, pentru că în trailer vedeai un film cu păpuși. După care ai văzut cine îl face. Acolo m-a prins pe mine. Eu am văzut trailerul și am spus e wholesome fun bubblegum movie. Ok. Nu știu ce o să-l vadă și asta este. Să știi că toată... Adică... Da, știu. Știam cine îl face. Eu nu l-am văzut la cinematograf, recunosc. L-am văzut acum 3 zile pentru că știam că vin la întâlnirea asta.
Și am zis, bă, să-l văd trebuie să... Da, corect, fair. Văd. Și nu am fost dezamăgit. Nu am fost dezamăgit. Dai seama că nu, că lumea are... Filmul are ironie în primul rând. Este parodic. Este parodic, adică nu e un feminist de ăla, că vorbeam mai înainte. Nu e activist. Că foarte mulți l-au acuzat de chestia asta, pentru că este foarte, că e feminist, că e împotriva bărbaților albi și așa mai departe. Nu, e frate, e un film care are ironie, un film care, care are glume inteligente, foarte inteligente. Tantea e foarte deșteaptă, e președinta juriului la Cannes totuși, adică va fi. Deci sunt excepțional. Sunt două chei în care filmul ăsta a fost văzut. Dar nu va fi Oscar. Eu nu cred că va fi Oscar. A, nu. Nu cred. Asta suntem sigur că nu. Nici nu și prin faptul și că apropo de aceste două filme atât de diferite lansate în același weekend, asta va. Ăla a fost secret. E, ce te atrage pe tine mai mult? Bomba atomică sau o bomboană? Bomba sexy. Deci ce? Exact, bomba sexy te atrage. De asta e normal ca lumea dar să ducă... Dar bomba atomică a vândut în dragi. Da. Bă, bomba atomică era este impecabil. Un film foarte, foarte bun. Și este Nolan un film biografic și realizat excepțional. Și Christopher Nolan este excepțional. Și Cillian Murphy este senzațional. Excepțional, excepțional. Nu. Da. Eu l-am văzut și l-am văzut la cinema și m-am bucurat că îmi pare că nu l-am văzut la IMAX, am auzit că IMAX e și mai tare, pentru că e făcut pentru dacă IMAX. Dacă se poate la IMAX de la Timișoara, unde e și mai bine. Da. Eu l-am văzut de două ori, unul la București, unul acolo, da. Doamna ministru, dumneavoastră vă duceați la Buzău să vă uitați la filme. Da, e adevărat, asta e. True story. Păi cine mai e ca ea? Păi dacă acolo, dacă la București au închis cinematografele, e vina mea, da. Dar, Zone of Interest, mi se pare că un film, ăsta e cel mai politic. Da. Și dintre toate. Bine, nu e... Fapt, termină după aceea, bă, să, dacă voi să... Mie îmi place Jonathan Glazer foarte mult. Așa. Noi am înțeles niște filme intermediare. Noi am înțeles Men, spre exemplu, care a încercat să fie politic cu ghilimele de rigoare, dar cu tot o altă direcție. În schimb, Zone of Interest ăsta mi s-a părut foarte bun. Eu cred că Zone of Interest, acum ai scos în față, la fel, din cauza întâmplărilor actuale. Da. Da. Și da, atunci este... Mie mi se pare că... Istoric vorbind, asta e, dar să știi că și la când l-au prezentat inițial, tot așa și... Tot a 24, dacă nu mă șer, nu? Da, și Giurgiu și Kirilov, amândoi au murit cu el în brațe, au zis că e cel mai tare din parcare. Nu e un film, știi cum zic eu, sunt filme pentru femei și filme pentru bărbați, pentru femei mai greu asta. E un film foarte grav, o poveste foarte dură. Dură, extraordinar de dură și actrița aia pe care nu mai scăpăm de ea. Da. E vorba despre comandantul lagărului de la Auschwitz, care exista, adică casa, nu e o chestie... Da, casa lui era lipită de gardul lagărului. Și asta e foarte frumos, foarte ingenios. Ideea, dicotomia. Deci avem paradisul, micul paradis, lipit de marele iad. Da. Da. Despărțite de un zid. Și din iad n-ai imagini. Auzi doar ce se întâmplă acolo. Auzi, vezi furnalele, da? Crematoriile care zvârlă în aer fumul, da? Și auzi nenorocirile și aici viața de familie, da? Micul univers de familie al comandantului acelui iad. Este o poveste de cinema, de film, da, nu e o glumă. Da, da. Și istoric, mă rog. Păi istoric, și istoric, sigur că și este ideologic sau nu? Că asta e de aici. E profund ideologic. Ăsta e cel mai ideologic. E cel mai ideologic dintre toți. De fapt. Da, aici... Și are șanse la alea internaționale. Asta e o ideologie pe care eu o accept și o admit și o... Da, și pentru că mi se pare că, da, când te referi la orori, atunci, da, trebuie să faci propagandă de orice fel pe toate... Eu o să fac avocatul diavolului. Mediile. Faci deșteaptă. Ca să nu se mai repete. Asta e ideea. Ok. Dar dacă întreb... problema principală a ideologiilor este că ideologii... Jordan Peterson a spus că nu oamenii au idei, ci ideile au oameni. Da. N-a zis Jordan Peterson, a citat. Și el a spus-o. Și el a spus-o. A spus cineva, deștept. Exact. Am mai zis cineva un lucru și a mai zis ce stau. A aderat și el la ideea lui ăla. Așa. Dar dau și eu un citat mai acum. Toată ce vreau... După aia te corectăm. Da, după aia să ajung.
Chiar dacă nu știm. Dar corect, dar dau corect. Spune ceva interesant, unde vreau să ajung, lasă-l în pace. Din fiecare dată, fiecare dintre noi, când își alege tabăra aia, sudul, nordul, vestul, est și așa mai departe, este dispus, noi toți spunem, asta, cu asta sunt ok, aici fac o concesie, dar cu restul nu sunt ok. Dacă îl întrebăm și pe celălalt, pe partea cealaltă, va spune, domnule, activismul tău e la negativ, eu cu asta sunt ok, iar cu asta nu mai sunt ok. De-aia e foarte, de-aia și problema aici la filmele astea și la toate, de ce au făcut filmele astea așa de profund stângiste și profund feministe în ultimii 10 ani, au existat două programe de finanțare, DSG-ul și DEI-ul, care acum au dispărut, de altfel. Adică anul ăsta au fost, sunt pe moarte. Uh-huh. Și ideea care dar era? Dar de ce sunt pe moarte? Pentru că nu au avut return. Nu. Din cauza că am prins lumea și banii pe care îi dădeau în faza inițială, banii ăștia veneau de la un fond, la World Economic Forum și mai departe. Al cui fond? Al Soros? Nu numai Soros. Și sunt foarte mulți implicați acolo. Extraordinar de mulți implicați acolo. Și merg că face parte din toată... E o elită mondială, dacă vrem. E forumul monetar internațional. Despre asta e vorba. Okay. Iar ei spuneau așa, dacă faci un film care bifează toate astea, noi îți dăm 200, 300, sume foarte mari. Și s-au trezit cu foarte multe filme care bifează, dar sunt proaste, probabil. Da, corect? Da. Obiectivul era... Plină lumea de scroci, inclusiv acolo. Obiectivul era, exact. Obiectivul era ca la un moment dat, această, dacă noi invadăm toată cultura, o inundăm cu mesajul ăsta, din cauza lipsei educației oamenilor, ei vor adera la ideologia noastră, la ce spunem noi până la urmă. Și foarte multă lume a aderat, dar n-a fost suficient. Adică există totuși un... În statistică îi spune e 40%, e momentul ca scadă. Nu a ajuns niciodată la o adoptare de 40% în societate. Și atunci ei s-au chinuit, studiourile au absorbit, dar sunt și ei la punctul care, cum e Disney, care Disney încă insistă că ei o să reușească, dar nu o să reușească. Și atunci cam toată lumea spune, bă, știți ceva, ne place. Noi suntem de acord că trebuie să fim diverse, să facem, dar între timp, chișchirei, where is the money? Holdovers. Adică trebuie să mai facem niște bani. Asta trăim acum în Europa cu greva fermierilor și cu ce se întâmplă cu Iureșul de la Bruxelles. Deci e o reacție a ultimilor, a rezultatelor pe care politica verde, pe care a lansat-o Bruxelles acum 4 ani, iată, dar ea și-a făcut treaba. Se vede treaba că... Aici, iar, dacă vrem să vorbim despre ce, iar, justiție și dreptate versus normalitate. O să vreau să ne întoarcem la filmul maxim 2 minute, Marius. Te rog, bagă. Nu, go! Nu, ok. Termină-ți ideea. Politicul întotdeauna face lucruri și important e să ceri 100 ca să iei 50. Ei au cerut 100, acum i-au dus la 65. Se tocmească, băiatul. Iau niște cursuri de la el. Au rupt, oricum. Adică politica asta verde a rupt. Toată lumea a făcut bani. E momentul să ne întoarcem, ok. Ce-mi place, cum ziceți voi, politica verde, da? Pentru că așa am în vedere că de aici... Păi a început cu... Așa. Deci până în 89, n-aveai voie nicio crainică să se îmbrace în verde, niciun carton să nu fie scris în verde după 84, când în sfârșit era a dat... Era culoarea legionarilor, nu? Legionarilor și a ungurilor. Și a ungurilor, sigur că da. Vezi, aici, acum toți dați cu green. Și zic, mamă, să mai scoală ăla de mormânt toată, să răsucește, ce bine îmi pare. Să ne întoarcem acum. Din lista asta de filme nominalizate la cel mai bun film străin, mai avem și filmul ăla franțuzesc, care n-a fost rău absolut deloc. Anatomia unei prăbușiri. Da, deci nu la film străin, ci la filmele mari. La filmele mari. La filmele mari. Da. Mă rog, referința e foarte clară. Paradoxal, filmul la care face referință la Otto Preminger din 54, unul din filmele mele preferate, că la în care a debutat George C. Scott, actorul care l-a jucat pe Patton mai încolo. De fiecare dată când vine vorba... Și care s-a dat în ziua în care am intrat la facultate, zic, dacă e film cu ăsta la televizor, să reintre. Băi, dar ce referințe! Te rog, așa! Ține minte, ziua în care ai intrat la facultate după un film! Extraordinar e filmul ăla. Dacă întrebi pe cineva care e actorul lui preferat din anii 70, o să zică, debutul lui De Niro și Al Pacino Hoffman, și mulți, da, Robert Redford, toți ăștia erau tineri frumoși, mm-hmm. Atunci Marlon Brando domina tot, mm-hmm. Nimeni nu zice de George C. Scott. Da, care e minunat. Care are o căldură extraordinară. Da, e senzațional actor. Și de-aia
eu m-am dus la filmul ăsta înțelegând foarte clar că referința la ala lui Otto Preminger mi-a plăcut foarte mult. Am înțeles și reverența pe care o face filmul la materialul sursă. Foarte bun. Nu știu dacă are ce căuta la Oscarul la cel mai bun film. Sigur n-are ce căuta acolo, pentru că noi doi, spre deosebire de ăștia care ne-au nominalizat, am văzut ceva mai multe filme. Pentru că am mai văzut filme de astea, faptul că e făcut de o muiere nu cred că e suficient. El intră tot în categoria asta. Cum a intrat și la Cannes. La Cannes au existat filme infinit mai bune anul trecut, respectiv In Vendors, Days, și Le Feuille Morte a lui Kaori Smeki, care erau infinit mai bune. Și totuși, pentru că amândoi erau bărbați. Vedeți și aici, asta minoritate, dar nu-mi pasă. Nu mă interesează, că așa pe total pe glob suntem un dintre noi va alege să fie femeie astăzi. Nu! Vedeți-vă de treabă. Cine se identifică? Nu. Dar suntem de acord cu toții că Holdovers a fost o surpriză? Da. Total. Dar e frumos, e fain tot. E un film frumos. Da. Așa, pentru mine, asta este definiția. Holdovers este un film frumos. Punct. E și tributar film, știi? Adică el are mai emoționat, este singurul film din lista asta cu o poveste, da, care m-a emoționat. Atunci când profesorul îi spune băiatului în ochiul ăsta, da, trebuie să te uiți, băi, da, e un amestec de comedie, cu bunătate, cu... E o emoție acolo extraordinară. Deci, cred că ar trebui să-l vadă în primul rând toți profesorii și toți și elevii, cred și toți elevii, ca să-și dorească să aibă asemenea profesor și pe de altă parte să se bucure de anii de liceu, că acolo se întâmplă într-un liceu practic chestia asta. Așa. Și să vadă exact cum funcționează și cum funcționează și cum funcționează relațiile între oameni și cum e atât de frumos și inclusiv secretele pe care le au între ei și pe care și le împărtășesc și pe care le duc. Și, dar ce aflăm, da, noi, și pe ce aflăm parcurs, noi pe parcurs ce și nu mai zicem ce aflăm la final, dar nu e cazul să le spunem, că nu vrem să... Așa, nu, eu nu aștept divulgăm totuși cineva să-l aducă și pe marile ecrane. Adică aș vrea să-l eu vreau doar să dau citatul pe care îl promusesem mai devreme. Este din acest film. Așa. Și sună așa. Viața este ca scara de la coteț. Scurtă și plină de mizerie. Da, da, da. De aia ăștia atâția porumbei pe lângă ei pe aici. De două ori cred este că a vrut spusă, să trăim viața încă spusă odată, fraza asta în film. Da. Și cred că trebuie scris deasupra anului 2024. Știi? Aceasta este o definiție a vieții noastre. Cred că din totdeauna da, după aia totul e foarte așa, frumos. Nu doar 2024. Da. Dar se termină frumos. Se termină minunat și plus că Divine asta, care a luat premiu, știm că a luat la Globurile de Aur, am văzut cum a venit îmbrăcată, i-am auzit discursul pro domo, așa, și am zis, iarăși, da, premiu, pentru că a stat mai mult la soare. Și după ce am văzut filmul, am zis, e genial. Na. Deci eu cred că n-ar trebui neapărat să vină să-și ridice premiile astea, ci să dea filmul în sală, să-l vadă toată lumea și după aia să înțelegem de ce a luat cineva un premiu. Și am zis, bă, mai cheamă și Divine pe asta, două încolo, mă rog, scris altfel, dar totuși. Da, da, n-ar face bani. Da, ea, probabil că ăsta va fi premiul pentru scenariu. Probabil, zic. Original screenplay. Posibil. Da, s-ar putea. Posibil. E un foarte bun contender și la rol secundar. Da. Și la, da, și rol masculin secundar. E băiatul ăla excepțional. Nu știu unde l-a găsit. Replica mea... A fost manechin. Dar a fost prima oară, când în primul rol a fost. Da. Inițial a fost manechin. Okay. Da. E exact ce trebuie, de la un cap la altul. Exact. Dar replica mea preferată din filmul ăsta, domnule profesor, nu pot să pică examenul ăsta, domnule student, nu vă subestimați, puteți absolut. Dar atât de mult umor, Giamatti este formidabil, așa. Și culmea că asta îmi place teribil, că fix acum 20 de ani avea In vino veritas totul lui Payne.
Tot Alexander Penkel, da, da, exact. In vino veritas a spus... I-a zis pe românește, i-a zis pe românește. E sideways. Sideways. Și știu că a fost discuția și atunci, băi, ce facem noi? Băi, zic, bă, da, atâta latino, or fi știin și ăștia. Nu a fost ideea mea să-i zic așa, dar era foarte nimerit să-i zică in vino veritas. Suntem de acord. Mai ales că aici, la holdovers ăsta, iartă-mă, este și ideea asta de Grecia antică, de tot ce, care nu înseamnă numai rămâșiță. Și de băutura și, fină. Și, și, dată și ce rămâne, exact, și ce rămâne... Nu, și aia șterpe Elisa. Exact. Nu mai spune de care. Filmul este un imn al stoicismului. Că de-aia el dă Marcus Aurelius tuturor. Da, exact. Adică e despre stoicism. Cred că se va vinde a întâia. Da, este o carte care se vinde, da? Totdeauna. E, da. Pentru stoici mai ales e, da, ce trebuie. Dar filmul. O cumpără indiferent. Îți spun filmul, eu acum, mă rog, nu știu dacă o și citesc, dar de cumpă că tot e ziua cititorilor în comun. Da, trebuie astăzi să cumpărăm neapărat Marcus Aurelius, să citim Meditați. Toată lumea, da, 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 să citim Marcus Aurelius. Recomandarea mea este cartea, da, cărților, da? Da, da, da. Zice, e Biblia Gândirii, da. Sincer, da, ar trebui. Dacă tot mai citim Marcus Aurelius, am murit TikTok cu mâine. Da. Deci mâine am fi TikTok. Da, să se numai TikTok. Da, 100%. Mă, eu zic măcare. Păi cum, e mimul ăla, știi, cu moartea, da, moartea în fața stoicului. Un TikTok cultural, da, știi? Da. Păi în China? Să fie, deci totul să fie doar pe cultură, dar nu pe lucruri ieftine, da, nu pe, da, lucruri, da, comerciale, ci pe Marcus Aurelius, da? Adică în China, strânsă legătură cu ce am vorbit. Te rog. Mă simt... În inferioritate. Nu mă simt, da, 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 da. Vorbeam de cultură, da, 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 da. De la, da, barba mai lung. Mă simt foarte recunoscător că încă îl prind pe Martin Scorsese în câmpul muncii activ. Bun, nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă filmul asta. Bun de extraordinar. Tot. Serios? Da. Finalul m-a nebunit. La ce film ai adormit? De două ori. Este un film care... Acum vorbesc și eu, ca, da, profanul. Dar toți suntem profani. Partea, absolut. Partea a doua, deci ultima oră este filmul. Ultima oră. Și prima. Pregătirea este atât de minuțioasă, atât de... Da. Mie îmi place setup-ul foarte atât de sofisticată. Atât, dar filmul, ca să te țin acolo în scaun și să fii, să pătrunzi în lumea de acolo, e în ultima oră. Ca să nu mai zicem, iartă-mă, ca să nu mai zicem că pe final a zis, bă frate, dacă ați dormit primele două ore, hai că vă fac eu un rezumat. Un rezumat, exact. Și apare el la radio cu toate flow-ului, da, posibil, da, da, și imposibil. Doamne, ăla l-aș vedea. Secvența e extraordinar de tare, că are, are final dublu filmul, dar nu vreau să povestesc. Nu, 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 că poate îl mai vede lumea. Nu, îl vede lumea, sigur. Varianta de Apple, pentru că ăsta este un film produs de Apple. Da, asta și asta trebuie să ținem minte, chestia asta, da. Spre deosebire de Irishman-ul de la Netflix, care, mă rog. Mie mi-a plăcut și ăla, da, acolo e altă, da, discuție. Puțin, unde acolo, de asta m-a amuzat, știi că i-a pus un titlu foarte lung și acum toată lumea zice Scorsese, 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 știi? Că ălălalt era Irishman, ținea aminte toată lumea, știi? Iar prima dată când am auzit titlul, mi-a aminte, zic, bă, a zis ceva comun, da? Că i-a promis lui DiCaprio că îi mai face și lui un film și l-a luat și pe De Niro. Eu am citit cartea când am aflat, da? Da, 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 când am aflat despre ce e vorba, în carte mult mai mult despre nașterea CIA-ului și influența lui J. Edgar Hoover și legea ei cazinorului. Ei s-au dus pe pieile roșii. Da, ei s-au dus pe drama. S-au dus să facă filmul ăsta renunțând la proiectul celălalt pe care l-a făcut Bradley Cooper, da? El a renunțat, da, la, da, e coproducător, filmul la cu Leonard Bernstein, la Maestro, să... da? Da. Și s-au dus să facă Irish Man. Împreună cu Spielberg. Cu Spielberg, da, da, sigur. Da, da. Și este Maestro... cel mai supraestimat film din listă. Absolut! Da, cred că da! Suntem în blocul turn! Eu nu pot să am părerea, adică ideea e așa, eu nu cred că niciun din... Iar e foarte greu. Zi, nu pot să am părere radicală, la modul că, da, măi, cel mai vat. Nu e eu cel... sunt radical, okay, recunosc. Nu, eu cred că păi este... e supraestimat, da sau nu? Păi nu, păi pentru că el este un exercițiu în sine. Pe nervii noștri. Toate, da, și de lipsă de respect față de Bernstein, dar restul merge. Eu cred că fiecare om care face film până la urmă, noi, și eu spun, bă, ăsta e prost filmul, să zic, da? Îmi dau seama că în timp ce o spun, îmi dau seama, bă, da, e o film prost, pentru tine e prost, dar pentru, probabil pentru încă 250 de persoane undeva într-o sală, este cel mai mare capodopă fătuvat. Maestro este, eu cred că și Maestro, și American Fiction, poate, nu știu dacă, dar Maestro... E mult mai entertaining American Fiction. Faza este că unele filme nu le faci neapărat pentru succesul actual, uneori faci o casă deschizi o poartă, să dai o idee nouă pentru altul să facă ceva, să vină un investitor tura viitoare la proiectul secundar.
Și nu întotdeauna un film, el n-ar ce căuta, sunt de acord, n-ar ce căuta la Oscar. Sunt de acord aici. Dar trebuia să-i dea și un Netflix. Vorba aia că, na, Apple a venit, Netflix nu trebuie să vină și el, trebuie să vină. Că nu ai cum să nu-i dai. Aici nu era comune. Adică el a făcut campanie, trebuie să-i dai ce e al lui, pentru că așa e frumos. Îl pui acolo pe hârtie. Eu cred că ăsta și l-a făcut cu păr doar pentru el personal. Este, da, e vorba de el. Pariul lui cu el, da. Pariul lui cu lui l-a pierdut. A fost tot, el a fost tot. Păi el ca DiCaprio. A fost scriitorul, a fost regizorul, a fost actorul. A fost Sergiu Nicolaescu. Îi dăm un cal. În rolul lui. Da. Așa. Lui Bradley Cooper. Dar gândește-te în Tar, exact. Adă-ți aminte în Tar, că se vorbește de Leonard, de Lenny, tot filmul, cu respect, iar la sfârșit se dă un fragment despre o casetă VHS, știu, s-a făcut deja muzeul la japonez cu casete audio, video și așa mai departe, deci sunt de muzeu, ca să știți pe cine-ți invitat. Și la final este un fragment de pe o casetă exact cu ce vedeam noi în copilărie. Nici nu, în ziua de azi nu înțeleg cum de au reușit să-i păcălească, probabil că Ioan Ionel sau cine făcea atunci achizițiile, să vedem cum se ascultă muzica. În fiecare duminică eram nebunit și mesmerized, ne uitam la el, și în care era perfect. Al negru frumos, nu transpirat roșu la față și luptându-se cu toată lumea ca pe ultimul eu cadru. Eu țin minte emisiunile alea, era mic. Băi, avea un succes, un succes într-o țară amărâtă, într-o țară opresată la culme. Dar în care continua să existe Ateneu. Deci eu merg la Ateneu de la 14 ani din cauza asta. Era ca o fereastră spre lumină emisiunea aia. Între corurile comuniste, era jumătate de oră de educație muzicală la cel mai înalt nivel. Noi nu trebuie să judecăm. Noi, în momentul în care vorbim de filmul respectiv, e adevărat că noi trebuie să-l unii dintre noi să o compare cu realitatea, spune. Dumnezeu nu face dreptate cu oamenii. Dar în același moment să ne gândim, Bradley Cooper vine și spune, băi, ultimul meu succes a fost Guardians of the Galaxy. Lumea mă vede pe mine ca un actor care hangover-ul și chestii și nu știu, adică nu tot timpul sunt luat ca acest drama. Cum, adică nu era Star is Born, mizeria de face pipi pe scenă, ai mă lași. Ai văzut alea veche, ai văzut alea două. Star is Born este o tâmpenie. Ai văzut alea două vechi dinainte și musicalul și celălalt. Păi să-ți dea acasă la el acolo. El acum a vrut. Cu galaxie. Du-te la galaxie. Să stea la galaxie, să rămână la ratoi. El a făcut The Perks of Being a Wolf Flower, care spune, Silver Lining, are această, și DiCaprio într-un fel a avut boala asta cu domnule Oscarul pe care nu l-a avut, și domnule, dă-l mă pe, dați-l ăsta Oscar odată. El aici, ăsta a fost play-ul lui. DiCaprio n-a băgat regie. El apreciez pentru asta. Mă, toată lumea, deci e ca orice altă industrie. Cum a văzut o fantă, a văzut o lumină în spate, a luat tacul și a zis că o dau. A dat-o. Ăsta a ieșit. Dar a doua oară este printre cei mai unidirecționali oameni care au stat vreodată la cârma unui film. Este atât de, nici măcar bidimensional e ce face. Este într-o singură dimensiune. Ok. Da. Și nu e pe vertical. Fă-mă să înțeleg mai bine de la ce te referi. Da, la ce te referi. Mă refer la ultimele ieșiri. Deci că joacă același lucru de fiecare dată. Nu. Ca regizor. Îmi plac regizoral. Ca regizor. Dar la filmul ăsta, zim exact în ce constă bidimensionalitatea lui. Nu mi-a păsat, deși știam exact despre cine e vorba, nu mi-a păsat de nimeni din film. N-a reușit să mă facă să-mi pese de nimeni. Ba, de nevastă, da, cred că de nevasta n-avea cum să nu-ți pese, pentru că... E părerea lui asta, nu e... Băi, nu e corect sau greșit. În film, personajul, eu nu vreau să vorbesc despre persoană, e o diferență mare, persoana, artistul, talentul, Bernstein, un mare, un geniu. Și n-am cum să mă refer la, în vreun fel. Vorbim de latura asta umană, asta din spatele cortinei, da? El a mizat pe direcția asta. A mizat pe asta. Nu interesează? Nu, dămpotrivă. Deci tu când faci un biopic, ai două chestii. Ori te legi de carieră și vorbești pe legendă. Ori de viața personală. Ori spui, tu știi că ăsta în spate acolo... Și cu porcării, cu alea, exact. Cu ața bărbați, că s-a dus cu ăla 5 ani de zile și s-a fugit de acasă și că nevasta l-a înțeles, l-a suportat...
și a murit. Ea a murit dintr-un cancer pulmonar, dar pe fondul uriașilor nemulțumiri și a uriașii depresii provocate de... Și totuși n-a plecat de lângă el. Cam ăsta ar fi mesajul. Știi? Pe geniu trebuie să-l suporți. Suportă-l până la capăt. Chiar să-l susții. Și ea, asta a făcut. Ea, nevastă, asta a făcut și asta vrea să ne transmită nouă Bradley Cooper în filmul ăsta. Asta e părerea mea, asta am înțeles exact, eu din asta film. E cheia. Da, cam asta e, asta exact. E cheia, da? Și acum vreau să te întreb, cum ți s-a părut secvența aia de 6 minute în care el dirijează în catedrală? Este un reenactment. Aia cred că din... Păi ca tot... în orice biopic. Trebuie să ai momentul în care... Deci aia... ăla este... Mi s-a părut exact ca secvența din filmul despre Queen, Bohemian Rhapsody, așa, cu concertul... Mamă, dar ce de bun pe... era filmul ăla! Dar ți s-a părut la fel de puternică asta în raport cu aia? La fel de slab mi s-a părut și ăla. Ăla mie mi-a plăcut la nebunie, având în vedere că nu știam nici cine e Queen, nici cine e el, nu cred asta. Jur, eu aici dacă sunt nu, adevărul, dacă nu a fost film, Queen nu a fost film, a fost formație. Și dacă n-a fost film, Irina n-avea de o să știe. Păi da, vedeți, exact. Dumneavoastră, având... Voi, având această reper al realității, voi ați văzut filmul într-o cheie comparativă. Când, bă, nu știu cine e Queen. Corect, film. Așa, bine. Și filmul ăla a fost, pentru mine, m-am uitat la Queen și spuneam, că YouTube, mie nu se pare că e Queen. Vrei să zic un film care n-are nicio legătură cu realitatea, deși personajele sunt extrem de reale și chiar dacă nu știi despre ce e vorba, nu poți să-ți uiți, să-ți iei ochii de la el. În contextul în care e tot despre muzică, filmul ăla, Amadeus, al lui Miloș Forman. Care este, e unul dintre puținele filme care sunt foarte aproape de ideea de film perfect la mine. Despre ce vorbim? Nu-i clar. Deci noi aici... Iar. După piesa de teatru al lui Schaefer, ok. Tu aici ai. Care a fost foarte bună și la noi. Da, okay. da. Așa. Problema, cred că, pe care o avem cu toții, cei care ne uităm la filme, este că noi cu toții ne uităm la filme și dintr-un unghi, tot timpul. Și după aceea spunem, da, unghiul ăsta e bun film, dacă mă doar din unghiul ăsta, dacă îl cauți unghiul, că unghiul sunt multe, 360 de grade, da? Dacă, depinde atâtea unde ești. Bă, nu știu, ăsta cam așa e, dacă e un cerc o avinare, asta e bun, așa ziceți, grade, nu sunt unghiurile alea. Dar de acolo pleacă un unghi, dacă te uiți de aici... Unghi și cercul e cerc, să nu ne încurcăm în geometrie. Noroc că nu dăm geometrie. Bidimensională, ca Bradley Cooper. Ideea e că la un moment dat, depinde de unde te uiți la filmul ăsta, o să găsești și părțile bune ale lui, cu siguranță. Depinde foarte mult și în ce stare ești când absolut. Vezi. De asta spun că filmele astea, ele sunt, de-aia mi se pare că e greu să spui, băi, o porcărie, pentru că, de fapt, există un cumul de prisme prin care tu poți să privești filmul, știi? Nu. Da. Așa că poți. Nu e un, din punctul tău de vedere, dar nici nu e un film despre care să spui că e... E o dezamăgire, să cheamă. Asta e altceva. Asta bun, e altceva. Să dăm Oscarurile. Hai să dăm Oscarurile. Trebuie să dăm Oscarurile. Începem cu... Hai, domnule, la regie. Bă, dacă am stabilit deja Oscarul la masa asta, sau nu l-am stabilit? Nu, n-am stabilit. Vrei de la ce vrei? Stai să mă mai uit aici, că mi-am făcut listă, mă, așa să nu mă... Exact. Luăm cu regia? Începem cu regia? Eu n-am decât un singur. Eu la mine există decât o singură... Adică nu cred că poate să fie altcineva. La regie avem doamna cu Anatomy de un shot. Poate să stea acasă, da? Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos cu Poor Things. Și pot să înțeleg de ce. Și Jonathan Glazer cu Zone of Interest. Băi, eu vreau să sper că totuși îi dă lui Nolan. Așa, da, just ce in case corect. Îi dau ăștia Cezarul pentru întreaga francezii, pentru întreaga carieră, așa încât... Da. Nu poți să nu-i dai lui Nolan. Păi sau ori Nolan, ori Scorsese. Da. N-are, da, la Scorsese știi de ce? Pentru că vrea să-i ajute pe ăștia care scriu, știi? Că să zică, că dă cele mai multe ori, că iată că l-a luat, că iată că știi? 10 nominalizări la Killers of the Flower Moon. Da. Da. Aici să ne înțelegem o chestie. În momentul de față, cine cheltuie bani în industrie? Vezi că Apple-ul a făcut 5 filme, toate 5 de 200 de milioane. Acum a făcut Argyle ăsta, care e un film așa, tot 200 de milioane. Te-ai distrat? Eu m-am distrat, recunosc. M-am distrat, da. Supermanul cu capul pătrat. Ai pisică, că copiere. Ai copii și n-ai pisică. Pleacă, mă, de aici. Am vorbit foarte puțin de Emma Stone aici. De ce? Aproape deloc n-am vorbit și nu-i corect. Una dintre cele mai mari actrițe. Filmul ăsta, Poor Things, este o capodoperă din
Unii spun că e capodoperă, alții spun că este o, e o făcătură. O chestie ciudată, deci, este o pedofilică. Așa, eu am zis niște că... niște chestii ciudățele pe acolo. Așa, foarte... așa, eu am zis... Mă refer o capodoperă a ei. Că nu mă refer la... Da, da, e senzațional. Filmul e bizar. La Antimos așa le face pe toate bizare. Uite, așa a ajuns că tot mă întreabă lumea și când o să ajungă un român, uite cum a ajuns la Antimos. Știi că e din Grecia, așa? Uh-huh. Și face un film pe bani mulți pentru acolo, o să ajungă. Nu chiar să ia Oscar. Adică, așa. Nu v-a plăcut The Favorite? Nu m-am omorât. Nu, niciun Antimos nu mi-a plăcut. E din categoria aș vrea să se îmbolnăvească. Mi-e place. Păi e pentru băieți, oricum. Așa. Poor Things, am zis, mi se pare o lipsă de respect pentru persoanele cu dizabilități și o furăciune de la nevasta lui Frankenstein. Da, să zic, de la Mary Shelley. Da, de la Mary Shelley, care vorba, o știm mai bine decât pe Shelley, deși era nevastă sa și știm că l-a creat pe Frank. De care Frankenstein, știi că toată lumea și-a imaginat multă vreme că Frankenstein e monstru, nu e doctor. Da. Așa. Deci asta e cu Emma Stone. E... Iar Frankenstein, cum a zis Gene Wilder. La exact, exact, da. Ea joacă bine în film și joacă bine joacă în tot ce joacă. Foarte bine, na, are că gura ca în șumă, e ok, da. Așa, nu? N-am văzut filmul în care Emma Stone să nu... Chiar și filme proaste, în care ea să nu fie senzațională. Dar n-a prea jucat în filme proaste, că știe să și le ia. Și Spider-Man, nu. Nu, nu, a fost de toate și le ia. Doesn't phone it in. Stai, băi, că e și foarte grevistă, vă rog frumos. Nu s-a dus la Veneția, a zis și eu stâng grevă, tată, nu respect. Mă duc, da. Respect, așa e. Da, da, știi ce cum e cu respectul? Că eu am înțeles până la urmă cum e și cu respectul ăsta, că am aflat de la Malkovich cum e cu respectul. Ăștia cu ochii pe tine. Bineînțeles. Și oriunde te duci și faci o declarație în grevă, zbang marșa fără din sindicat și nu e foarte bine, că după aia e mai complicat în viață. Deci nu e chiar așa. Nu e chiar așa că mamă că sunt un... Eu sunt un activist sunt o dizidentă, și păstrez da, exact. O... Așa că ca să ne înțelegem puțin. O luptătoare, da, pentru cauză. Da, da, mă, uneori... Păi dacă te-ai băgat... Cauza impune niște... Asta este, normal, ești la CAP, așa este. Actriță în rol principal. Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon. E clar că e Gladstone, nici nu mai are rol standard. E clar. Sandra Hüller, Anatomy de un Shot, Kerry Mulligan, Maestro, Emma Stone. Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu cred că o să ia Emma Stone. Eu așa cred. Bine, și eu zic că Emma Stone. Păi a ținut bine cu greva. Până acum am explicat. Deci dacă ia aia, să-mi dați un mesaj. Deci, ați avut dreptate cu ala pentru grevă. E suficient. Dar eu... A fost foarte bun rolul ăla. Lili Indiana a fost foarte bun. A fost foarte bun. Și toată povestea de iubire și tot și drama pe care a făcut. Vorbiți în microfon. Deci nu este la BAFTA. Să mă apropii de microfon. Care nu e la BAFTA. Gladstone nu e la BAFTA. Ah, okay. Că iau indienii lor. Ba chiar la unul care e prim-ministru. Exact. E și un mesaj. Partea altă, deci, și la băiatul ăla. Când și mai el că politica India trebuie să își bage coada și să stabilească și la actrițe cineva. O singură chestie zic aici. E vorba de, repet, e vorba de cine cheltuie banii în industrie. Cine îi pune pe toți la muncă. Pentru că dacă eu știu... Eu sunt 9500 de membri ai Academiei, da? 11 mică, ci că s-au făcut. Da, erau 9500 anul trecut. Păi acum, s-au mai băgat ceva român pe acolo. Dar faza e așa, că dacă eu știu că anul viitor eu fac 5 filme cu Apple, nu mă dă și tu un premiu lui Apple. Fii băiat. Dar poți să-i dă în altă parte, frate. Nu poți să-i dau premiul lui Vasilică. Vasilică a făcut un film bun, dar Vasilică anul viitor nu mai e. Da. Păi ce fac, îi dau premiul lui Vasilică? Mă, Vasilică pleacă. Bebez, banii nu numai că... vorbesc, păi, ei fac și filme. Da, bine, exact. Păi, dar așa e. Asta e. Și asta spun că eu sunt de acord, dar cred că Apple-ul o să-și ia câteva chestii, dar nici nu poți, că asta e faza, e periculos să-l lauzi prea tare pe unul. Nu poți să-l duci nici prea tare după el, după aia spune așa, și aia lumea în cap. Zic, dai cât să vină și anul viitor. Deci nu cred, eu cred că îi dă lui Emma Stone anul ăsta, nu cred că el dă lui Stone tocmai in spite, ca să zic așa. Ca să doar pentru că da. Avem de a face cu o producție tu seama ce Apple sau asta da. Te referi, da? Da, dar da, toată lumea o dă pe altceva, da, lui dă pe altceva. E așa, da, Apple trebuie să câștige ceva. Noi facem aici niște pronosticuri de ce ar face ei sau ce da, credem business. Noi. It's business, nu poate să fie altfel. E business, până la urmă. Adică uite ei ce spun așa, ei spun așa, ei merg pe Lily Gladstone și merg pe Annette Bening. LGBT? Quack. Da, adică personajul vorbesc. Eu tot pe... Da. Pe Emma Stone zici, nu? Da, da, da. Și eu cred la fel. Pentru că ea e cea mai bună parte a filmului, sincer acum. Ea e cea mai bună parte a filmului. Suntem de acord cu asta, mergem mai departe. Mergem mai departe. Scenariu.
Scenariu adaptat. American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things. Scenariu adaptat. The Holdovers, da. Nu? Adaptat, ai zis. Adaptat. Aici e de lui, tot lui Oppenheimer, să-i dea. Eu așa cred. Oppenheimer. E, și da. La scenariul original avem Anatomia unei căderi. Holdovers, Maestro May, December. E de lui Holdovers, original. Care ia unei căderi, mă bucur că îi spui așa, pentru că este la anatomie din șuit, e o cădere, de înger și nici de cum o prăbușire, că n-a căzut avionul. Da? Nu, a unei căderi. Așa. I really appreciate you. Da. Și da. Da. Ca să zic și pe franțuzești. Rol secundar, actriță. Emily Blunt, Oppenheimer. Ar trebui să-i dea și Daniel. Băi, e bună. Brooks. E bună aia. Dar nu o să-i dea. Ei o să-i dea tot tipei din Holdovers. Nu o să-i dea lui Blunt. America Ferrera, Barbie, Jodie Foster, Niad. E de lui Divine. Și Divine Joy Randolph de Holdovers. Da. Eu zic că da. Dar chiar îl merită. Adică realmente nu dă coloare și kilograme, ci puțin. Eu l-aș da lui Blanc, numai că nu poate să-l mai dea lui Blanc pentru că o să-și ia prea multe Oppenheimer. Și nu poate să fie... Deși era de nerecunoscut Blunt acolo. Mi-a plăcut enorm de mult. Mi se pare că și ea a cărat filmul. Adică în momentul în care a dominat fiecare scenă în care a fost, nu ți s-a părut că Cillian Murphy o făcea praf. Era în scenă și era, da frate, mă uite, ce trebuie. Actor în rol secundar, Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Hai să fim serioși, că e cam de umplutură acum. Robert Downey Jr., Oppenheimer. E genial, mi-am zis. Eu m-am bucurat, am zis, de când am văzut filmul, am zis așa, sper să-i dea lui Killian, adică să-l treacă la principale și pe ăsta la secundarie. Da. Sunt principale amândoi, o teșerie acolo. Așa este. Așa. Și de fericire, la Globuri s-a întâmplat și au luat amândoi. Mm-hmm. Da. Ryan Gosling, Barbie. Ei pe asta mizează, să știi, uite că am scos pariurile. Da. Charles Melton, May, December, Mark Ruffalo, Poor Things. Da. Stai, nu știi, că și ea, Robert Downey Jr. e aici. Ar trebui să ia. Eu nu cred că poate să-l... Adică este genul ăla, știi? E și mega conectat omul în industrie. May, December nu-l mai ai, să știi, l-au zburat de acolo. Nu mai e. Actor în rol principal. Ha, acum încep. Bradley Cooper, Maestro. Pas. Nu vrea, eu pas, vrea, dar total, nu se poate. Colin Domingue, n-am văzut Rustin, n-am văzut. Da. Băi, eu mergeam pe Cillian Murphy așa și când am văzut Holdovers. Ai da, e Paul Giamatti. Paul Giamatti nu poate fi. N-are cum să-l taie, pe Paul Giamatti. Cu ochiul ăla, uite-te aici. Nu, dar să spun, de la un cap la altul, așa, pentru tot ce spune, pentru tot ce reprezinte, pentru tot ce... Ideea e că tu când ai... Aici e problema cu filmele astea, că tu trebuie să te gândești, eu o să mai am ocazia să-i mai... La Holdovers se înseamnă și vestigii, să știi că e un profesor vestigiu, dacă vrei să se întâmplă în anii 70, ai văzut, trecem în 71, s-a ajuns pe lună, multe metafore. Știi că în prima fază, știi că căutam după filme, de unde merg ei în oraș la filme, să mă prind în ce an suntem. Da. Că după modă era foarte că era 65-66. O spun la un moment dat. Păi spune 70. Exact. Da, spre final. Spre final, eu vorbesc din primele minute. Așa. Eu cred că o să-l dea la Cillian Murphy. Eu așa cred. E da, lui Cillian? Eu aș da la... Chiar dacă eu m-aș duce la Giamatti. Da, și eu m-aș duce la Giamatti. Deci la Giamatti eu la fel zic. Da. De ce nu intră Holdovers pe... Băi, ar trebui să facem petiție, să intre Holdovers pe cinema. Dar nu va avea succes, nu cred că va avea succes. Odată ce a apărut, unde a apărut, pe Constanța, s-a terminat, numai ce să mai scoți cinema. El trebuia să fie scos când trebuia. Da. Nu, bine, dar uite, din astea avem așa, The Zone of Interest e în oraș, Poor Things e în oraș, Past Lives a fost, Oppenheimer a fost, Maestru este, Killers of the Flower Moon este, Holdovers este singurul și cu American Fiction care, hai să zicem, că n-ar fi avut. Eu dacă sunt Vertical Entertainment, să zic, sau Forum Film sau care mai e. Păi nu, dar depinde dacă poate să-l ia. Este că eu nu pot să mă duc, eu plec la American și spun, dă-mi și mie filmul, am spune, ți-l dau, 2 milioane. Calculul dacă se duce lumea să-l vadă sau nu. Asta e ideea, că, de exemplu, apropo din astea din Politically Correct, era și Color Purple, care chiar m-au invitat la o vizionare și eu zic, și voi la ce țin oraș pe ăsta? Este un musical ăsta? Și eu zic, voi la ce țin oraș pe ăsta? Nu, ce, păi de-aia te-am și chemat, pentru că nici măcar nu, tu n-ai atâția prieteni că să meargă să-l vadă pe ăsta. Color Purple n-a fost ecranizat în 84.
teatru și de Spielberg. Nu e cartea aia. Da, da, e același. Unde Oprah Winfrey este senzațională și Whoopi Goldberg e... Ceea ce acum nu e nimeni și asta e. Dar la fel, trebuia făcut că... Problema este că materialul sursă este extrem de dark și în perioada aia a fost făcută de Spielberg, care este un regizor foarte luminos. Da. Și el a făcut un film despre un subiect foarte apăsat. Și noi i-au dat ei premiu, ți-mi ce scandal a fost și i-au dat după aia. El undeva pe la... în 84, dar așa, între timp el a avut... Este pusă deoparte, asta e chiar 84. Pe asta e fază, el undeva în zona aia, el a vrut să facă Schindler's List începând cu 80. Mm. Dar tot a fost in and out. El a avut un moment ăsta în care și-a dorit foarte mult să treacă de la Jaws, regizorul comercial, cel mai comercial. Care zice că i-a fost cel mai greu să-l facă, da? El a vrut să treacă în sfera asta de... Toată lumea trece prin asta. Dar normal. Eu aștept pe, cum spun, pe Bromania, l-aștept în sfârșit să ajungă acolo. A încercat drama comercială, nu prea ieși el ca producător. Eu sper că încet, încet își va găsi momentul ăla în care zice, dă-mă că vreau eu să mă risc, vreau eu să fac acel ceva. Păi nu, după ce adună suficient bani, asta e o politică de Hollywood, ce asta facem, nu știu câte filme de-astea, cu bătăi, cum se chemau pe vreme, și după aia facem, după care a făcut E.T. Da, exact. Deci, da, mă rog. El a fost o fel despre drama copilului fără divorțat, din familie divorțată. Adică sunt, el și ăsta, cum se chema asta, The Fablemans, de anul trecut. Este printre cele mai bune filme. Asta și lumea nu l-a înțeles. Nu, e senzațional. Lumea nu înțelege. Nici măcar masteranzii mei, da. Doamne, e o chestie extrem de subtilă acolo, pentru că se vede se văd preferințele lui ca regizor al lui Spielberg. Pentru că în rolul lui John Ford, care era considerat cel mai mare regizor al vremii lui când era el adolescent, l-a pus pe David Lynch. Asta mi s-a părut mie. Și a fost senzațional. Țineți minte că e David Lynch care îl joacă pe John Ford? Da. Dacă te uiți, dacă orizontul e în sus e bine, dacă orizontul în jos e bine, dacă e la mijloc e plictisitor. E plictisitor, exact. Da. Foarte bun. Da. El e un film pentru oameni în industrie. Fablemans este... Dar nici măcar n-au funcționat suficient de bine. Da. De exemplu, la Berlin, anul trecut l-au prezentat și i-au dat și lui un urs de aur, ceea ce anul ăsta se repetă pentru întreaga carieră, ce se repetă cu Scorsese, drept care bănuiesc că Scorsese iar nu va lua nimic la... Și o să zică, bă, nu ne mai dați cât un urs de aur înainte, că după aia nu mai luăm la Oscar. Și cel mai bun film. Și păi stai, mă, și cel mai bun film internațional, nu? Cel mai bun film internațional, putem să vorbim de ăsta, cine doar e? Că avem cine El Capitano, Perfect Days, care mi-a plăcut foarte la mult. La nebunie mi-a plăcut și mie. Society of Snow, pe care l-am văzut și eram ok. Era fel, e o bifă pe exact. Și ăsta au mai fost nu știu câte pe genul ăsta, că asta mă enervează. Dar este un remake. Teacher's Lounge nu s-a văzut. Care e minunat și o să ia probabil Luxu, deci premiul Parlamentului European. Da. Contează asta. Așa, de un avent. Băi, pentru ei contează, știi de ce? Se dă în toate, hai să-ți explic, se dă în toate țările din Europa și să dă în limba în care a fost făcut cu subtitrare. Deci nimeni n-are voie să-l dubleze. E și o, e o victorie financiară până la urmă. Da, e și o victorie financiară. Și Zona Film. Și câștigător va fi Zona Film. Băi, nu știu, eu vreau Perfect Days și morim cu el. Și mie mi-ar plăcea Perfect Days. Da. Doar că e prea... E avem de luptat cu japonezii în continuare, ia zi tu. E prea film. O să-l dea la Zona Film. O să-i dea lui Zona Film. În situația dată, exact. Dacă să noi pe Golda Meir acolo, să-i lua aici la categoria asta și o să se împace. Că dea și lua 24 ceva, ca șef frumos, că și băieții fac treabă. Mai omoră cu 24. Că suntem 2024, cred că de-aia 24 e ceva. 24 e una dintre puținele case de producție care e ciocan. Exact, îi fac ceva. Eu nu sunt neapărat un mare fan al lor cu overall, dar sunt genul de oameni care zic, ăsta e un film care nu s-ar face, deși ar trebui să fie făcut. Hai mă să-l facem noi. Da. Și atunci, motiv pentru care mi-a plăcut asta extraordinar de mult Pearl. Doar spun. Sunt unii, eu nu sunt, am spus, eu nu... Sunt multe filme pe care lumea le laudă extraordinar de mult, eu nu sunt neapărat un fan. Niciun. Dar nu pot să neg valoarea. Exact, cezar. Nu pot să neg valoarea. Deși se dau pe 23 februarie, tocmai cezarul, dar asta este. Dă și noi ce avem, aici o bombă roacă, adică o ciungă. Cel mai bun film. Oppenheimer. Cel mai bun film, American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, Zone of Interest. În 20 de ani. Se poate să le dăm la amândouă Holdovers și Oppenheimer. Eu asta aș vrea, știu că nu se poate. Da. Vezi că la Cannes se mai întâmplă. Da. Ideea e așa, eu am spus treaba asta. În 20 de ani, când lumea o să întrebe ce film ții minte, nu o să țină minte nimeni, nici Holdovers, nici Barbie.
Să țin în minte Oppenheimer-ul, da, e adevărat. Dar și anul trecut, când mă întrebau așa, știi că începe anul și zice, ce de-abia așteptați să vedeți anul ăsta? Tot timpul ziceam Oppenheimer. Mai ziceam și Napoleon, aici n-am nimerit-o deloc. Aoleu! Și eu a sperat. Toată lumea a sperat. Da, dar vine a lua Belgans, vine a lua Belgans, să-l repac pe aia 5 ore jumate, așa și te văd că n-adori. Dar e foarte mișto. Da. A sperat cu toții la Napoleon. Ferească Dumnezeu. Pe de altă parte, dumneavoastră, vă place Christopher Nolan. În plină pandemie, undeva la o oră, de asta e imposibilă, zi, mă duc la IMAX. Tenet. Ca să pot, la Tenet, da. Mă duc să stau și liniștit. Și m-am întâlnit cu doamna Nistu. Ăla este, pe măsură ce trece timpul, Tenet, mi se pare din ce în ce mai bun. Serios? Da. Mi se pare din ce mai prost. Este, nu. No. Asta e. Din nou. Gusturile, știu. Exact. Și culorile. Este... Nu se apropo discută. De... Dan Kirk rămâne forever. Apropo de schimbarea gramaticii vizuale. Acolo am avut senzația că în sfârșit trăiesc războiul alături de tatăl meu care a luptat în război. Dan Kirk este... Dan Kirk e în primele... Doamne ce Doamne, film de război extraordinar. Așa din toate poveștile, așa acolo am putut și eu să trăiesc momentul. Nu prea ai cum să nu-i dai Iron Man acum. Nu prea. N-ai cum să nu-i dai. Din cauza vremurilor. Dar dacă ar fi după suflet... În microfon, după sufletul din microfon. După sufletul meu. Așa. Da, profesor, da. Vezi tu, așa aș vrea, mi-ar plăcea. Am trăit într-o lume liberă. Am trăit într-o lume care gândește liber, mai bine zis, dacă Holdovers ar lua Oscar. Și în Grecia antică, nu în Grecia Holdovers. Lui Poor Things. Da, Holdovers, în momentul de față, își îndeplinește misiunea cu desăvârșire, deschide ușa către, mai face și alte filme. Da. Faptul că este nominalizat, faptul că va câștiga câteva... Eu mă bucur el că deja nu l-au ignorat, să știi că era ușor de ignorat. S-a băgat pana în ușă, nu se mai închide ușa, e gata. Da, foarte bine. Povești frumoase. A scăpat lupul, da, e gata. Adică și-a făcut treaba. Băi, nu uitați că este storyteller, lăsați-le dracului de mesaje și ce astea. Ce exact. Da. Spuneți povești mișto. Punct. Nu ne mai spălați creierii. Lăsați-ne. Suntem bine și așa. Nu că zice toată lumea că s-au scumpit detergenții. Nu ne mai spălați. Oppenheimer și la mine se duce. Oppenheimer trebuie să ia pentru valoarea lui. Holdovers e extraordinar. Am mai văzut film ca Holdovers. Exact. Nu, chiar de la Alexander sunt conștient. Eu vorbesc de, trăiesc în momentul ăsta și mă pui să compar între niște filme, să aleg un... Da. După emoțional, gustul meu, e ăla. Am înțeles. Dacă ar fi să judec după celelalte criterii, da, aveți dreptate. Oppenheimer. O să asta ia e. Oppenheimer, asta e. Mențiuni. Ce filme... Și mișto ar fi să nu ia nici unul, nici altul. Da, absolut. Ferească. Ce să ia Bradley Cooper... Dacă ia Bradley Cooper la cel mai bun film, a fost un scandal cu nasul mare. I-au greșit nasul, l-au făcut prea mare. El n-are gravitasul, n-are încă sfera gravitațională. Am glumit. Ia, zi. Ce film trebuia să mai fie? Să tragem concluzie. Mai este o concluzie după concluzie? Mai este o concluzie. Ce filme n-au intrat pe listă? Ce filme s-au văzut în 2023 și v-au plăcut foarte mult? Godzilla Minus One trebuia să fie și el. Extraordinar este Godzilla Minus One. Așa. Ăsta dar n-a apucat să iasă. Dune n-a apucat să iasă, că sunt câteva, ei s-au distanțat. Da. Nolan acum a ieșit și a spus că va fi Empire Strikes Back, adică o să fie Dune 2, să fie... Amazing. Acum, așa, o să vedem, acum. Vine pe marele ecrane, vă rog frumos, aici în România. Când e? Februarie? Acum, 28 februarie vizionarea noastră și după aia imediat... Imediat, da, pe 3 martie e premiera. Așa e premiera, deci vă rog, au venit foarte la moment. Le Femme Morte. Frunze căzătoare, i-a zis pe românește, că de prever n-am auzit, nu știm, nu ne trebuie așa. Machi Kaurismäki. Finlandezul. Senzațional. L-am văzut, mi-a plăcut foarte mult. Poveste de dragoste simplă, unidirecțională. Iron Claw, nu s-a văzut, ajunge acum. Este senzațional și Iron Claw. Zac Efron e atât de bun. Cred că din cauza, și la fel ca și la Godzilla, e genul de produs extrem de localizat, cu poveste, știi? Dar vine și Godzilla pe aici, nu? Minus One nu o să fie. Minus One nu. Nu. Păi a fost în America, a rupt în America, a fost în Japonia, a rupt în Japonia. Și e din trilogia și în Godzilla, dar cu câțiva ani, care e absolut senzațional. Ăsta e ăla cu autoritățile japoneze care simt capabil. Au făcut și o variantă... Extraordinar. Au făcut și o variantă al negru, care la fel a fost foarte bine primită. Au dar și una mută. E genul de produs care în România... Da. Nu. Adică în România, când spui Godzilla... Gojira? Da, nu, Godzilla. Câtă lume nu i-a zis așa. Cred că de-aia și tras turta. Așa ești. Și pus apa turta. Hai să vedem. Dream scenario. Cel mai bun film românesc. Hai mă să încheiem bine. Mă, film românesc de anul ăsta? Da. Așa cum am vorbit despre filmele
Oscar de anul, care, acord, a trecut, de anul care a trecut, să facem același lucru, să facem, mă rog, să glumim, nu facem noi. Haideți, nu, suntem la Gojira, la o discuție. Vorbim serios, nu glumim, că eu am două și am două documentare, ca să fie clar, între Revoluții și Nora. Nora n-are regie. E personajul absolut fascinant, e un documentar fără regie. Nu spune nimic de el? A? Ăsta cu Libertate, nu? La mine filmul românesc preferat de anul ăsta, fără discuție, la 10 ani lumină. Lozări. Așa e. Nu. Eu așa zic. Mrs. Buică. Mrs. Buică, foarte aproape încă două lozuri. Foarte aproape încă două lozuri. Mrs. Buică, că dumneavoastră știu cumva. Am înțeles că aveți o părere. Aici spre disperarea doamnei Margareta. Eu când am avut o discuție despre asta, mie mi se par la fel că Mrs. Buică este un testament. Este un film, production quality, nu știu dacă l-ați văzut. Nu, nu l-am văzut. Deci, dacă luăm calitatea producției, nu există. E adevărat, e un vlog filmat cu mâna tremurată. Are regie? Are regie. Are regie. Are regie. Are mult mai multă decât Nora. Da, are regie. Mm. Vezi, doar că... vezi că de-aia după aia au numai femeile premii, pentru că vine unul ăsta și zice, e făcut de o femeie, nu are regie. Nu e vorba de asta, nu. Nora n-are regie. Eu l-am văzut de 4 ori. Și eu l-am văzut de 2, îmi place personajul foarte mult, mă fascinează să nu lăsăm personajul să ne distragă. Dar la filme artistice, voi vorbiți despre documentare, asta e filmul românesc. Dar voi n-ați văzut Între Revoluția lui Petri, al lui Vlad Petri, e genial. L-am văzut, dar e bun. Mi-a plăcut, primul care de altfel a luat premiul anul trecut. E ok, Între Revoluții. E o poveste din timpul studenției din anii 70 spre 80. Ah, cu tipa din Iran și cu tipa din Iran și cu cea din România. Tipa din România fiind chiar mama lui Petri, am aflat la un moment dat. Da. Mă rog, până la un moment schimbate niște lucruri acolo, dar e foarte mișto, mie l-a mai plăcut. Încă două lozuri mult? Încă două lozuri este... Vai de mine, mi s-a părut îngrozitor de prost. Îngrozitor de prost. Mi-a plăcut la nebunie unul l-aș vedea în buclă. Foarte bun. Da, minunat. La fel, doi un fel de... Acum o să spune așa. Mi-a plăcut mult doi. Așa cum Hangover îți vine și deschide ușa către ceva, încă două lozuri... Holdover, scuze-mă. Da. Încă două lozuri vrea să deschide și el ușa către ceva. Da. Acum că o să reușească sau nu, o să vedem. A fost un pic nefericită gluma de la final, pentru că a telefonat așa, știai că aia va fi și... Da. Sunt de acord, așa am simțit eu. Aici astăzi dumneavoastră pe domeniu, e pe tar la dumneavoastră. E mai... Dar e un film la care s-a lăsat râs. Asta e faza că filmul românesc... Și mie îmi plac... acei actori buni, mie îmi plac. Poate că, da, nu a fost filmul grozav, nu? Dar nici nu putem să judecăm filmul românesc după aceeași criterii după care judecăm aici filmul mare, problema... filmul american. Poți să-l ducă, de exemplu, dar, trebuie judecat, de fapt. Dacă vezi Pădurea Spânzuraților, poți să-l pui la un loc absolut oricare. Păi, da, nu-i. Ce? Păi hai să încercăm să... Asta e faza, că la filmul românesc, când te-a pus să vorbești, spui așa, în funcție de categoria pe care o alegem și de ziua săptămânii, astea sunt filmele bune. Ei, da, dar uite, în pasul urma Serafim era genial. Exact. Dar deci la fel... Poate. Hai că face unul acum numai cu femei. Da, că după aia mă uit la... Foarte bine. Mă cu călugărițe, da. După aia mă uit în schimb la... Da, tot un bărbat. Și plec acasă. Nimeni nu-i perfect. S-am uit la Hackerville, unde Sandu a fost scriitor. Și zici, bă, băiatul, închide-l. Ce film a reprezentat România la Oscarul de anul ăsta? Nu, mă abțin pentru că eu nu l-am votat. A fost emis ceva? Da. Ce a fost emis? N-a luat oricum, nu. Jude. Da. Nu, nu, eu jude? Nu, deci am rugat am rugat în mod special. Am fost 5 oameni și am zis, bun, foarte bine, sunteți 4 și așa. Dar vă rog să spuneți măcar că nu e în unanimitate. Au dat știrea fără să spună. Deci nu e. Și evident, nici vorbă să ajungă. Never ever. Deci luați-vă gând. Îți țin minte posterul și puteam să fac un efort să ajung și... Dar n-am mai făcut de fapt. Bă, nu, pare. N-ai pierdut nimic. Nu știu, mie place Jude. Ca să fie și menționat asta. Mie nu-mi pasă că întrebă în istorie ca niște barbari. Mi-a plăcut. Așa. Și ce mi-a plăcut mie de la el? Mi-a plăcut că ceva de la el. Are două filme, mi-a plăcut. În schimb ăsta... Aferim, i-a zis. Și Aferim a fost drăguț. Aferimul este în categoria... Da, în categoria când a luat 12 ani... Când a luat 12 ani de sclavie, am zis, bă, dar noi nu suntem în stare să facem și noi, că am avut și noi robii noștri și l-au făcut. Foarte bun. În schimb ăsta, cu profesoara, cu porno Bardală. Nu s-a părut. Adică... Da. A fost așa, bă, iar respect. Și inimi cicatrizate a fost. Deci eu respect încercarea cinematografică. Înțeleg ce ai vrut să faci, înțeleg că ai vrut să faci altfelul și ai vrut să așa.
n-a ieșit. Așa mi se pare mie, dacă mai are, eu neofit fiind... Nu, dar repet, filmele se fac pentru spectatori. Aici e chestia, că sunt două, aici sunt două un spectator abordări. Mai mult sau mai puțin pregătiți. Poți să ai și familia ta alături de tine până la urmă, știi? Acum iar pare că jabbing, da? Nu e cazul. Deci am tras și concluzia cu filmele românești, concluzii. Da? Nu avem încă un film vreau artistic. Vreau să spuneți că deci revoluția asta e bună, adică da? Am tras o concluzie că n-avem concluzie în sensul ăsta. Aia e problema. Cel mai așteptat film pe 2024. Dune. Definitely. 100%. Cravata galbenă. Ok. Nu știu. Orice bun să fie. Dune. Mă duc la orice film bun. Păi și Dune e tot cu ceva galben, așa, nu e nisip. Fair enough. Eu sunt fan și al universului. Eu m-am bucurat teribil și spun sincer, mi-a fost frică că o să iasă bine Maestro, că o să iasă la fel de bine ca Tar și zic, mamă, venim noi cu cravata galbenă după aia. Și am fost așa fericită că e și prost. Celibidache. Da, despre Celibidache. Celibidache, da. Un film românesc care a avut buget 16 milioane strâns din fonduri private. 16 milioane de euro, da. Ești foarte curios. Îți explic exact. Asta este The Movie. Doamna care s-a ocupat. Am fost la filmări, e cu Malco. Așa că și voi. Sunt speranțe să vedem ceva altfel. Am văzut așa pe șestache chiar și un altfel de maestro. Doar că antecedentele regizorale ale domnului care se ocupă nu recomandă ca fiind purtătorul. Așa e adevărat, e foarte adevărat, dar lucrurile se mai schimbă, oamenii, meserii, mai, ca să zic oamenii așa. Mai evoluează, nu toți evoluează. Dar numai că de obicei nu e, bugetul e mare, mă. E mare buget. Bugetul e mare. Românesc. Eu zic exact toată povestea dacă vrei, dar nu pot să spun la canal. Eu cred că pentru orice film e un buget mare, numai pentru pentru un film românesc, 16 milioane este mare mai mult absent. Decât speranță. Ah, marele absent pe 2023. Mm. Pentru că de fapt e 2022, dar în 2023 a fost distribuit. Acum se poate vedea pe HBO Max. Sisu. Da, ok. Este senzațional. Da, e fan. După ce o să vă uitați la el, o să înțelegeți de ce. Mm-hmm. Pe mine m-a distrat foarte tare Sisu. Exact, e un film foarte entertaining, făcut special ca să fie entertaining și doar atât. Da, fără să jurați că să, hai să te mai învățăm. Zero pretenții. Decât dacă sunt în inferioritate, vorbiți despre lucruri pe care nu le înțeleg. La un moment dat înjunghe pe unul în craniu. Sisu este un film că se petrece în Finlanda în timpul celui de-al doilea război mondial. Așa, știu, am citit despre el, dar nu l-am văzut. În timp ce soldații germani pleacă fiind înlocuiți de trupele rusești. Am văzut în oraș, am fost singură în este sală. Este senzațional. Stai așa, da. E un film ok. E senzațional. Da. Deci titlul este... e un titlu nefericit, ca dovadă că nu-l țin minte. Un cuvânt din limba finlandeză înseamnă... Săptămâna trecută am fost la un film unde am fost trei oameni în sală. Nu spun ce film. Dar se întâmplă de multe să fii singur. Știți că... Tot ăla care înseamnă cu efort, ca să știm, nu. Așa, faptul că lumea nu merge la film nu înseamnă neapărat filmul e prost. Lasă cum a căzut, da. Filme, din păcate, nu sunt transmise coerent către public. Da, corect. Și noi, unele sunt foarte bune și cultura, cultura noastră cinematografică. Aoleu, dacă încep subiectul ăsta, stăm trei zile. Nu, gata, nu trebuie să încheiem acum. Nu, frază. Eu trebuie să ajung la un concert astăzi. Bun. Astea au fost predicțiile de Oscar. Așa cum ne-am priceput și noi aici, oamenii adunați. Dar nu trebuie neapărat să pariați pe ele pe bani, dacă se poate, că nu vă dăm bani înapoi. Dar nu, noi nu suntem, noi suntem niște... Chiar păreriși suntem, nu e altceva. Entuziaști. Eu asta da, entuziaști, da. Și să nu uităm. Viața e ca scara de la coteț. Da. Scurtă și plină de mizerie. Depinde iar noi ce... suntem niște țuțări. Asta e. Marius, încă ceva, mersi că ai fost aici, doamna Irina Margareta Nistor, domnul Toni Grecu, Sucre, you are missed, bro. Trebuia să fii la masă aici, am și vorbit. Dar o să vină și domnul Sucre, celălalt mare vlogger de la noi pe film, din Timișoara. Like, subscribe podcastul Cinemagia. Nu puneți la pariuri după sfaturile pe care... Nici măcar nu sunt sfaturi, sunt doar o emisie de păreri. Exact, chiar asta e, știi? Vă mulțumim, numai de bine, baftă! Pa! Numai bine!